Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Am o problemă cu vremea de iarnă. Iarnă din asta, cum e acum, cu ploaie, moină, burniță. Da. Știi că englezii au foarte multe cuvinte pentru treaba asta. Sizzle, drizzle, sunt o grămadă. Da, e și un cântec, drizzle, drizzle, da. Eu mi-am dorit foarte tare la un dat să trăiesc la Londra și văd că Londra s-a mutat aici. Ți-a trecut. Da. Ți s-a împlinit. N-am știut că aici, dar că va veni și Londra, E o Londra în care se vorbește românește. Aia. Și se circulă pe dreapta. Și se circulă. Și nu e singurul lucru prost, mai sunt și altele. Și știi cum e. Noi de la Vaslui nici măcar nu putem să purtăm căciulă pe vremea asta. Nu știi? Nu. Nu știi că e celebru banc? Serios că nu știi? Nu, eu nu știu bancuri cu Vasulie. Nu știi bancul? Nici cu Andy Vasulianu nu știu. Nu știi bancul în care zice: de ce nu porți pe frigul ăsta căciulă și asta? Zicea, nu mai port căciulă, de la incident. Ce incident, întreabă interlocutorul. Așa. Mi s-a oferit un pahar de vin și n-am auzit. Dar asta nu-i banc, e o realitate. Transformat în banca bancă. Adică, e posibil omul chiar să se întâmple. De-aia nu, trebuie să fim atenți la vremea asta. Știu. Eu sunt destul de mohorât când văd vreme mohorâtă și mă visez pe coclauri, în tot felul de locuri. Ieri visam cu Malta, n-am fost niciodată acolo, dar pot să-mi o confecționez și să-mi o configurez cum vreau eu. Au fost niște prieteni de-ai mei de Revelion acolo și exact vreme din asta ca aici e. Adică, atunci, dar nu credeai că e soare. Credeam că e ceva mai blând. Nu. Păi că în Grecia și în zona aia plouă când e iarnă. Așa am auzit, Aici bine, sunt urechiste. Am văzut ieri ploi cam pe toate stadioanele. Mă uitam la una la alta și ploua masiv. Și prin Germania, și prin Spania, peste tot. Deci nu e o perioadă. E o perioadă de stat acasă și de vorbit. E bine, și orașul ăsta în care locuim, acum o să fiu sincer, nu-i plăcut. E mai plăcut când vine zăpadă, că mai acoperă niște lucruri. Dar acum chiar am uitat și pe roțile de la mașină și la mașină. Este unul din dezavantajele de a avea mașină. Metroul nu mă uit la roțile metroului. Dar dacă ajungi în stația asta e greu. Nu e noroi în metrou de la... Mai puțin decât am crede, în schimb au reapărut colindătorii. De câteva zile deschidem ușa creștine. Și vin în tot felul de formații, cu doi copii sau un copil în față, cu adultul sau semi-adultul sau adolescentul în spate și repertoriul același. Tot deschide ușa creștine, tot cele pe care le știam acum câțiva ani și care au dispărut o vreme cu tot cu colindători, au reapărut fără animăluțe, de data asta. Au boxă? Nu. Boxa e la suprateran. La tine n-au ajuns? La mine încă n-au ajuns, dar am citit, că avem și noi în sat acolo, avem colindătorii noștri și când vin în gașcă mare. Am citit la jurnalistul Vitalie Cojocar de la ProTV, a făcut un sondaj din asta online, deci n-are reprezentativitate că toată lumea votează acolo. Dar lumea, 2/3 s-au opus la interzicerea boxelor. Știi că a vrut Ciprian Ciucu la interzicere. Da. Ciprian Ciucu la sectorul 6 a zis: dacă vă mai prind cu boxe, mamă, vă amendez de numai. Colindați, dar în tăcere. Și dacă vin cu biciu și pocnesc, e mai bine? E ok? Păi ca impact de la țară să fie mai puternic decât o boxă. Pocnești cu biciul la o boxă, cred că e o problemă. Bine, mai e o problemă. Depinde de ora la care pocnești. Adică dacă pocnești la 8 dimineața, s-ar putea pe unii să-i trezești din somn. Eu n-am înțeles care e business-ul. Pentru mine asta a fost o problemă. Asta nici eu nu știu. Pentru că se adună foarte mult sau boxă. Și nu par să câștige ceva. Și nu știu. Adică lumea e mai degrabă enervată când îi aude. Nu euforică. Cum se recoltează banii? Asta vreau să știu. Că ei cântă afară. Cântă, ei fac un fel de playback. Cântă boxa. Ei sunt acolo, în jur sunt fetele de la Takarazuca. Era un ansamblu pe vremuri. Fetele de la? Takarazuca. Asta e ceva în România? Nu. Dimpotrivă. Așa. Și n-am văzut pe nimeni. Mă mai uit și eu pe geam așa când se apropie plutonul. Nu văd pe nimeni care să arunce cu bani. Pe geam, la propriu. Ori ei sunt numeroși. Sunt în orice caz 10, cel puțin cei de la noi de acolo din cartier. hitul anului e Măruț Mărgăritar. Deci pe ăla îl cântă, dacă nu în buclă, în orice caz, din două în două. Și au mai multe ture. Deci vin o dată dimineața omenos, pe la 10:30. Așa? Mai vin o dată pe la 3, când e oră de liniște, haha. Și cred că atât deocamdată. S-ar putea să se intensifice, să crească ritmul pe măsură ce se apropie sărbătorile, Crăciunul. Da. Avem voie să spunem Crăciun, mă gândesc. Avem voie, că nu suntem la Comisia Europeană și... Stimată, domnule, eu am mi-am adus aminte de un banc de pe vremea lui Ceaușescu, dar care merge bine și în București acum, apropo de iarnă, că tot vine, știe la cu ce faceți dacă e frig? Păi ne strângem în jurul lumânării. Păi și dacă e și mai frig, ne strângem și mai aproape în jurul lumânării. Păi și totuși, dacă să fac minus 20 de grade, dăm drumul la lumânare. Da. Știi că așa e, așa era. Da. Așa era. Așa era. Eu, merge și acum. Ce să faci? Da. Am prins 8 grade, 10 grade. În casă, apartament. Nu, în apartament. Da, da. Au fost vremuri. Am avut, da. Chiar nu știu dacă mi-am pus vreodată mănușile, nu, pentru că era greu să scriu cu mănușile, dar am dârdăit puternic. Da, acum s-a întâmplat să mai dormim toți trei în lunile alea de iarnă, adică să mă ia părinții cu ei să mă bage la mijloc acolo să stăm. Țin minte geamurile alea înghețate. Știi? Că se făceau flori. Se făceau flori. Da. Și caloriferele alea reci. Și ideea de, pe care n-am mai auzit-o mulți ani, de crăpau caloriferele, știi? Se spărgeau. Era asta o chestie constantă. S-a spart caloriferul la doamna Costăchescu. Cum s-a fi spart dacă el trebuia să dea căldură? Ei, acum, în schimb, avem avaria. Asta e un cuvânt din ultimele decenii, că și eu mai întreb pe doamna care se ocupă de administrație, ce se întâmplă, de ce nu? E o avarie. Avaria e fie acolo, fie dincolo, dar în orice caz ea este și se va termina când se va termina și iarna, bănuiesc. Da. Și vor începe alte avarii de primăvară. Da. Nu va fi avaria de la apă. Avarie la apă caldă. Se întâmplă și lucruri de astea, dar n-ai cum să le faci pe toate, durează o vreme. Înțeleg că a calculat domnul Năsui de la USR, ci că 89 de ani o să dureze să reparăm toată treaba asta. Da. Acceptabil. Copilul lui Vladimir poate mai prinde ceva. Sigur că da, poate chiar nepoții, dar am zis că la acest interval de timp nu o să mai fie nevoie pentru că va fi cald din cauza încălzirii globale, va fi ca în Grecia sau ca în Spania. Mi-au spus oameni din Spania că nu au de-astea instalații de căldură în, în unele apartamente. Mă înțeleg de ce prin Andalusia, de exemplu, nu știu de ce ți-ai complicat viața cu așa ceva, pentru că acolo iarna sunt 15 grade. Iarna e ca vara. Da, iarna sunt 15 grade câteodată, dar uite, a avut dreptate omul. Da, poate nu 15, poate 12, dar în orice caz e bine. Am prins și eu în 20 în februarie la Valencia. Putem să ne apucăm de podcast, nu? Acum. N-ar fi rău. Da. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bine ați revenit la Vorbitorinci. Salutare, Radu Paraschivescu. Salutare, Cătălin Striblea. Mulțumim că vă uitați. Știți cum se spune, like, share, subscribe, că puteți face și lucrurile astea ca să ne vedeți mai des. Avem de făcut anunțuri importante pentru dumneavoastră. Foarte curând, după lansarea acestui podcast, o să ne vedem și în direct. Pregătiți-vă pentru seara de 20 decembrie. Da? O să fim live. Într-o lună? Într-o lună. O să fim live pe YouTube și pe Facebook și o să fim live și cu public în față. O să povestim lucrul ăsta la momentul potrivit. Adică o parte dintre dumneavoastră, foarte puțin din păcate, o să vină un publicuț, că așa sunt sălile acum. O să anunțăm toate detaliile pe Facebook. Propun, o să facem anunț pe Facebook, o să facem condiții de înscriere și tot felul de lucruri de genul ăsta și sperăm ca o mână de oameni care ne-au urmărit, chiar o mână, adică nu exagerăm cu nimic, care ne-au urmărit în lunile astea, anul ăsta, să vină să stăm de vorbă, nu? Și putem face o mică promisiune că de la anul să începem să ne mai și plimbăm în afara Bucureștilor. Așa ne-am propus, cred că o să mergem prima dată înspre Brașov sau ceva de genul ăsta, vedem cum le aranjăm pe toate, o să fie un an în care ne dezvoltăm. Dorința noastră ar fi să mergem prin toată România anul viitor, mă rog, toată, înțelegem voi, toată. E o metaforă. E o metaforă, să mergem așa în câteva localități, pur și simplu să ne vedem, să stăm de vorbă, cred că avem nevoie de comunicarea asta. Astăzi o să vorbim, pregătiți-vă, despre bărbați la cumpărături. Horror. Mai merge din cât Comedie horror. Comedie horror, bine. O să avem și un subiect foarte greu în care ne întrebăm de ce moartea astăzi este dată de cifre, adică de ce ne gândim doar la cifre, nu la oameni. Neașteptările sunt la locul lor, cărți foarte bune, la fotbal ne jucăm de Liga Campionilor, o să vedeți ce bun suntem la pronosticuri și, în fine... Minunat au ieșit pronosticurile. Absolut, niciunul. N-am ghicit nimic. Și o să avem fructe. Astăzi discuție despre fructe. Am zis, bă, hai să facem și ceva nasol, adică ceva ce nu ne place deloc. Fructe de pădure. După cum ai fructe de mare, ai și fructe de pădure. Vulpe, căprioară. Alea îți plac ție, nu? Nu știu, bistre. Eu am un vecin care merge la cules de fructe de astea de pădure, le pune mereu în ceaun, mă cheamă mereu și uite, hai că am venit, am făcut mistreț, am făcut cer, dar ei nu spun cer. Eu nu știu dacă am mâncat de 2 ori în viață vânat. Serios? Da, am mâncat de 2 ori. Sufletelul? Nu știu. Corazon? Nu cred că sufletelul. N-ai cunoscut pe cine trebuie. Probabil că da. Am mâncat... Cred că urs n-am mâncat, deși dacă stau să mă gândesc. Mistreț. Așa am văzut că meniuri cu căprioară, cu sos de vișine și cu tot felul de nebunii, dar cred că am avut una sau două curiozități și atât. Nu știu de ce. E interesant, suntem prinși și noi într-un anumit spectru de mâncare. Ce avem pe masă? De la Atelier Rumeguș, de la Daniel Ceapă și ai lui și familia, presupun, avem niște obiecte pe care eu le-am primit mai de mult, noi le-am primit mai de mult, dar pe care n-am avut cum să le aduc. Până când astăzi am spus renunț la metrou, renunț la cicli. Și cu ce? Și am venit cu un Uber. Ah, serios? Da. Eu să știi că îl mai folosesc, adică eu sunt în comuna primitivă a transportului, dar din când ies de la sport, de la Digi, la 12:30 noaptea, n-am încotro. Ce avem aici? Aici avem un cheeseboard. Adică deci băta de cricket. Nu e bătă de cricket. E un cheeseboard. Poți saltoiești și o bilă și o minge, dar asta presupune rezerve generoase de cheese. Cred că nu merge de o masă pentru noi doi. Merge, adică eu mă gândesc că aici... Pentru noi unul. De ce noi unul? Adică nu împarți cu mine? Ba da, nu, eu mă gândeam aici, că nu știu dacă se ajunge. Ai zis că ai brânză de aia că ai dat afară din frigider, ce ai dat afară din frigider recent. Da, era o brânză cu Pont-l'Evêque, brânză de Pont-l'Evêque. Puturoasă? Oi. Da? Da, este armă biologică. Deci, nu e puturoasă. Caz. Ca musca. Nu, deschizi de 2 ori frigiderul, ai sentimentul că ai nimerit într-un pluton de infanterie după un marș de 40 de kilometri. Pe părticica asta Pont-l'Evêque, după asta colonelul, cum i-ai spus tu? Livaro, și ăla îți face deviația de săptămână. Aici punem brie, aici niște cașcaval de la Săveni. Da. Și niște cheso manchego. Niște telemea de la bunică-miu, cum făcea bunică-miu de aia tare. Știi, telemea din aia pietroasă? Aia îmi place, și sărată. Și sărată, în care se vede sarea grunjoasă, așa știi cum e? Deci ziceai mereu că e murdară și eu când eram mic ziceam lui taică-miu, dar nu vezi că e murdară? Și ziceam, băi, e sare, nu înțelegi că e sare? Și nu înțelegeai. Nu înțelegeam. Și venea așa, era o brânză care s-a agregat neplăcut, că ei pe vremea aia nu stăteau să arate bine. Păi să facem o întâmplare, zic. Eu am adus scândura. Aduc eu brânza, iar îmi plouă în gură, jur. Deci când vorbesc despre asta, plouă în gură. Ți-am zis ce a pățit amicul Beni? Apropo de chestiuni de astea bune, amicul Beni avea un borcan de la un prieten de-al lui care e specialist în trufe, căutător de trufe sau are un magazin de ăsta de trufe. E trufaș, da. Și a primit acolo un borcan cu niște trufe care erau oarecum pregătite, nu mai știu în ce stadiu erau, dar erau puse într-un borcan și, mă rog, nu le folosește așa tot timpul, le lăsase acolo în frigider, valoros borcanul, că erau 800 de grame și alea stăteau degeaba în frigider și din când în când își mai asezonau ei mâncarea acolo sau făcea ceva. Au plecat odată de sărbători și a venit mama lui Beni pe acasă și a făcut curat. Le-a aruncat. A povestit Beni că a nebunit când s-a întors. A nebunit, s-a dus inclusiv la Ghena afară să vadă dacă mai găsește. Și a, de ce ai aruncat? De ce ai făcut așa? Puțeau maică. Orice, exact. Da. Deci s-a rezolvat. Da, da, da. Dar știi, cred că e trufaș, nu trufaș. Spus trufaș. Mi se pare că e trufaș. O să mă uit în dicționar. Eu sunt scuzat. Deci, da. La tine exact asta. La mine. Mi-a scris cineva pe YouTube și apreciez. Chiar nu vorbiți nicio limbă străină? Destul cât să mă descurc. Mi-a zis te-a întrebat pe tine cineva? Da. A zis că dacogestica. Dacogestica. S-a supărat de la cum pronunți. Nici nu mai zic. Eu... No, asta ți-a zis soție, că tu ești cu YouTube-ul, că eu ziceam YouTube întotdeauna. Da, eu zic când așa, dar zic mai des YouTube, e adevărat. Dar e YouTube, totuși. Da, și eu cred. Așa cred și după cum cred că e Uber, nu Uber, dar noi toți spunem Uber, că suntem aici în România. Da, cred. Era de la Tottenham. Așa, și Tottenham. Că nu le spune nici la Londra. Nu le spune... Nu, Salman Rushdie așa le spune. Serios? Da, el e mare fan. Trăim pe stradă acolo în trei... Să fiu al naibii dacă am auzit eu pe unul zicând așa. Mă rog, poate să... Și care era reproșul la adresa ta? Că nu spui corect ce? Nici acum nu îndrăznesc. De asta, Tottenham. Da, e. Hotspur. Ce mai avem aici? De la domnul ceva. Acolo sunt niște semne de carte. Semne de carte sunt foarte drăguțe. Asta eu folosesc întotdeauna semne de carte, deci s-a judecat. Ok. Această bucată de cașcavă. Aici a fost o chestie, am fost 5 bărbați în această încăpere și am reușit să nu nimerim. Mai ales și totul s-a rezolvat cu un telefon. Da, i-am dat telefon. La bărbat care era autorul. I-am dat telefon domnului Ceapă și l-am întrebat. Doamne, aici s-a emis ideea că această chestiune, pentru că primisem niște bilete pe care scria îngrijirea tocătorului, este... un tocător și am zis, bă, dar ce tocător e ăsta? Că e mic, că nu ai cum să... Da, e de la de fițe toci, adică numai pătrânjel aici pe el. S-a dovedit a fi un opritor de carte, îl pui la capăt în bibliotecă. Și desigur v-ați dat seama, o frumoasă... O tavă, chiar e frumoasă. Deci chiar e frumoasă. Atelier Rumeguș, prietenii noștri de acolo, mulțumim încă o dată, absolut senzațional. Poate ne vedem cu ei la Brașov, cine știe, ieșim la o cafea. Da, când om ajunge. Și aici știi din când de lemn. Asta se dau, știi că se dau asta, bun, am zis eu că e o ceară, dar de fapt e un amestec de ceară. Tu credeai că sunt lumânări erotice, nu? Așa am zis, serios, știi, am zis că sunt lumânări erotice. Bune lumânări, dar ce faci cu lumânarea erotică? Nu știu, citește, n-ai știut. Eu am zis că este lumânarea din asta de opui și ține cald acolo ceva, mă tot uitam unde, de la de topit brânza, știi? Ai mers mult prea departe. Da, nu, în realitate este o ceară, lucrurile astea ca să fie bine întreținute se dau cu ceara asta, adică dacă vrei să le ții frumoase. Felicitări pentru maestria asta, vreau să vă spunem. Bravo dumneavoastră, mi se pare minunat. Atelier Rumeguș căutați pe internet dacă vreți să vedeți. Prăvălie de cadouri lemnoase, parcă așa îi spune. Partea lemn, oasă. Ții minte din cel mai bine dintre pomenteni? Era partea tăioasă, dacă e și în film, Dorel Vișan îl învăța pe Ștefan Iordache. Nu mai știu dacă acest fragment apare, dar cred că apare și în carte. Era cu cosorul. Și zice, cosorul este, cosorul lui Moceanu, parcă. Cosorul este format din două părți. Partea tăioasă, spunea Ștefan Iordache, și partea lemnoasă. Și Vișan conchidea, cum a zis? Conchidea. Zice, uite, de asta e bine să lucrezi cu intelectuali. Așa, deci așa, partea lemnoasă. Că tot veni vorba de cumpărături, aveți în față doi experți ai cumpărăturilor. Da, cu doctorate. Bucurați-vă de acest lucru. Eu mă întreb dacă în realitate puteți să ne răspundeți pe YouTube, acolo la comentarii. Pe YouTube. Cazul dumneavoastră. Da. Dacă dumneavoastră mergeți la cumpărături în calitate de bărbați sau dacă dumneavoastră, doamnelor, sunteți însoțite de cetățenii dumneavoastră parteneri la cumpărături. Sau dacă mersul la cumpărături este un lucru normal și care nu presupune nici crize, nici complicații, nici certuri. Domnul de față stă cu cartea în mână la, acolo, în fața, la intrarea magazinului. Sunt două situații în care stau cu cartea în față. În primul rând, sunt foarte rar dus la cumpărături. Și de mers nu merg niciodată din proprie inițiativă. Deci nu-mi place să fac lucrul ăsta. și tot ce îmbrac e primit cadou sau cumpărat de alții. Deci eu nu mă duc să-mi cumpăr. Cazuri rarisime, am văzut un tricou undeva în Spania cu siesta, Spanish yoga. Ăla mi-a plăcut și mi l-am luat eu și am cerut o măsură care să-mi acopere toate burțile. Avem poză împreună cu tricoul ăla. Dar altfel nu. Și cred că mi-a luat unul din Savoca, un tricou cu Sicilia, cu Savoca. Și cu ăla avem poză. Dar altfel nu. Și tricourile astea le-am luat de la niște magazinuțe, magazinași unde nu era nimeni. Intrat într-un mall, pe mine mă crispează. Și o spun fără niciun fel de fiță, deci mie nu-mi place la mall. Mă duc din când în când la film, ok, tot mai rar în ultima vreme, dar nu-mi place. Și atunci, în cele câteva situații când a trebuit să satisfac capricii conjugale, mi-am luat cartea cu mine și am căutat o bancă sau un loc, o margine de beton, de ceva, în care să pot să stau. Și am lansat mesajul, poți să stai până te dau afară din magazin. Eu de obicei mi-au o carte groasă la mine, să mă țină, că nu știu, apar tot felul de neprevăzute și se complică așteptarea, se prelungește, mai apar 7 magazine care nu erau pe radar, dar între timp s-au ivit. Și atunci eu stau și citesc. Și Pirina știe de unde să vină să mă ia, stau acolo, cu minte. Asta e o situație. A doua situație dramatică, spre isterică, este cea în care am fost târât de 2-3 ori să mi se cumpere haine. Respectiv, scuzați cuvântul, pantaloni. Și atunci diviziunea muncii a operat în felul următor. Ea se ducea și căuta pantaloni. Ea știindu-mi numerele, eu nu le știu, iar eu aveam grijă să prind o cabină liberă, scoteam cartea, mă dezbrăcam și stăteam pe scaunelul ăla și citeam și așteptam producția să vină. Venea producția, probam, de obicei nu mergea din prima, returnam, se ducea, venea iarăși și așa mai departe. Prindeai jumătate de capitol în orice caz într-o cabină de asta. Eu sunt mai expeditiv și pe mine m-a ajutat Lina așa, adică e simplu, eu mă duc, îmi iau o pereche. Eu am marele noroc că mie lucrurile îmi vin ca turnate, dacă știu mărimea aia. Adică eu am câteva lucruri. Dar tu știi mărimea. Da, adică la blugi. Dacă îi vreau pe aia de la o anumită firmă, la Levi's, așa, știu că aia mărimea aia îmi vine turnat, știu că la pantofi și la încălțări îmi vine la fel, deci numărul 43 este perfect potrivit. Dacă mă duc să-mi iau blugi, mă uit la două perechi care sunt mărimea aia, le iau, le probez, de obicei ambele îmi vin foarte bine sau una dintre ele mai prost și atunci alegerea e făcută, dar Alina care îi plac... Dar tu te duci singur? Nu, nu, mă duc cu ea. Hai, cum? Ce să caut singur? Nu. M-am dus singur când mai am nevoie să cumpăr așa câte un cadou. Și mi-aduce din alea, mai probez, dar e clar, eu sunt pe modulul expeditiv. Dar eu am foarte multe lucruri pe care, știindu-mi mărimea și știind că mi se potrivesc foarte bine, inclusiv geci, adică le-a adus acasă și a zis că-ți vine, nu e o problemă. Dar de ce ai luat? Că eu am haine. Dar în schimb, când m-am dus odată, m-a tras după ea, am văzut un palton minunat, mi l-am luat. L-am purtat de 2 ori, în 2 ani, nu e nicio problemă, dar l-am luat. Mi-a plăcut mie foarte mult. Deci ai inițiative totuși. Am, să dau bani, mă pricep. E simplu, dacă ea e simplu, da. Nu, eu de dus la magazin mă duc doar jos la Gabi, cum se spune. Gabi e un băiat care vinde la magazinașul de la scara București non-stop. Non-stop până la 9. Așa e. Noi aveam, unde stăteam înainte în Ozana, era un magazin pe care scria așa pe ușă, non-stop, de la 9 la 12, de la 15 la 19:30. Și... Știi că era celebru ban cu bărbatul care se duce la cumpărături, a avut o înțelegere cu soția, știi? Nu. Nu știi? Îi zice, am ajuns la o înțelegere, o zi bem, o zi mâncăm. Că se ducea și el o zi să... Hai că vă explic poanta. Okay. Da, și cam asta, mă duc jos la Gabi și iau Fanta Zero, lucruri de genul ăsta, 10 ouă. Deci asta. Și pot să mă duc în piață și să cumpăr mere. Nu, dar tu te duci în altă parte. Te duci la magazinele alea de colț, unde știi tu bunătăți. De poți să-mi zici la vinul lucutare, la brânza lucutare. Da, astea le știu. Magazinele astea mici și prietenoase și mai ales alimentare mă bine dispun și mă duc din proprie inițiativă. Dar să intru într-o hardughie de aia cu 40 de magazine, acum și eu, știi? Dar nu sunt ipocrit, mie chiar nu-mi place. Dacă acum 35 de ani aș fi văzut așa ceva, da, te duceai, aș fi leșinat, da, aș fi stat acolo 2 zile. Însă nu mă atrage fenomenul și recunosc, bănuiesc că eu... Nu handicap, dar e un minus al meu, să zicem. Cu listă ai fost trimis la cumpărături? Nu, că am memorie. Nu există memorie pentru așa ceva, există doar listă. Nu, cred că așa, ca să evităm orice situații neplăcute, mi s-au făcut liste odată sau de 2 ori, dar pentru piață. Da. Nu pentru altceva, dar n-am nevoie, le țin minte. Da, sun când ai nevoie, când ai de luat prosoape de hârtie și nu știi unde sunt? Aia nu iau eu, niciodată. Eu iau fructe, că aia am voie și nici din alea toate, că aș lua struguri. Când sună telefonul și zice, ia și tu niște șervețele din alea și vezi că este un dezinfectant din ala care te oprești pe drum. Alina spune ție, Alina, da, pe alea tu te oprești. Și pe aia eu mă duc în fața acolo la raionul ăla și rămân așa cu telefonul în mână și o sun. Și zic, unde crezi că ar fi? Hai că te întreabă și tu pe cineva acolo, sunt mai... Întrebi pe cineva? Nu. Nu întreb? Nu, dar eu n-ajung la raioane de-astea. Niciodată? Păi în piața aia e mică, n-ai cum să te rătăcești. Am înțeles. Și nu, iar în magazinul lui Gabi e cât un pic mai mare. Știi să faci diferența dintre leuștean, pătrunjel, alea, da? Da, aici nu mă prinzi. Nu sunt doar copil de asfalt, sunt 90% copil de asfalt, dar am trăit la Lugoj în primii 7 ani. Adică pe astea le știu. Sigur că dacă vin cu o cumpărătură atrăgătoare de la piață și mi se spune că într-adevăr am ales bine, spun, da, le-am pipăit, m-am uitat, în realitate e nimerală. Deci eu nu stau să mă uit foarte atent. Sunt expeditiv, cum ziceai tu, să iau repede. Ai te duci din spate când ești trimis să iei... Nu sunt trimis. Nu? Nu. Am fost... Dar nu știi această regulă de aur a cumpărat? De exemplu, atunci când cumperi carne, nu știi regula asta? Nu cumperi carne. S-ar putea să-ți fie utilă în viață. Deci atunci când cumperi carne, trebuie să iei mai din spate. Te uiți la datele de expirare. Când iei pâine, te uiți la datele de expirare? Nu. Nu? Nu. Și când ajungi acasă nu spune, nu vezi că expiră peste 2 zile? Păi în 2 zile s-ar presupune că mănânci. Dar noi cumpărăm pâine foarte rar. Lapte. Deloc. Am înțeles. Da. Nu e niciun pericol. Pe pătrunjel nu e dată de expirare. Da, corect. Ai dreptate. Da. Pe mere la fel. Și în rest nu mă ocup eu. Sepam un buloc, cum se spune. Deci nu fac nimic. Și așa am fost. Din totdeauna. Doar când am fost singur și n-am avut încotro, mă mai duceam la cât un magazin de ăsta, fie el și supermarket, și puneam acolo în coș niște lucruri. Pe vremuri când încep să mă duceam și eu la furmii. La furmii, da. Îți plăcea, frumos, elegant. Dar asta era un pic mai chic. Era un pic mai chic și un pic mai scump. Eu mă duceam la Unirii, da. La Unirii erau magazinele alea. Erau, domnule, conserve, lucruri împachetate. Nu ieșiți din nenorocirea aia de alimentară și de asta. Ne uitam, cum povestise la un moment dat Ioan Temorar în, mai știu, ne-am citit interviul ăsta cu el, că stătea pe bancă la Viena și bea cola și exact așa ne uitam și spuneam ca el, domnule, asta e libertatea, știi? Da. Când au început să apară magazinele, când s-a deschis la noi Cora în cartier, că noi aveam o Cora peste drum, eram, mamă, cum e aici? Când s-a deschis Comptimul, magazinul de carne de la Timișoara, în primele săptămâni au fost cozi de 10, da, era ca un supermarket, nu? Era primul magazin, din câte știu eu, așa spunea lumea, primul magazin în care te plimbai cu căruciorul, ca în filmele cu Kirstie Alley. Nu mai știu din anii 80. Când am văzut asta, oare să fi fost la Iași în facultate sau... Nu-mi dau seama, dar fii atent, există o explicație, că m-am uitat aseară, eram curios să văd de ce comportamentele astea sunt atât de diferite. Ceea ce o să-ți povestesc acum e neverosimil, dar există niște studii care arată așa. Întrebarea fiind, domnule, de ce bărbatul nu suportă lucrul în magazin, în timp ce femeilor chiar le face plăcere? De ce el se duce țintit, își ia lucru? Cum ai zis tu? Da. Și ele să uită și pot să meargă în magazin și să nu aleagă nimic. Deși se întâmplă chestia asta, e logică. Adică, nu? Știu. Cum te-ai dus 3 ore și ai venit? Dar nu era, sau era prea scump, nu știu ce. Fii atent, linie scrisă în codul nostru după zeci de mii, sute de mii de ani de umanitate. Grupele de oameni erau împărțite la începutul umanității în două. S-a ajuns la concluzia asta. Bărbații erau cei care se duceau la vânătoare și făceau munci mai precise și mai grele. Alergau după animale, dispăreau câte o zi întreagă. Sau animale după ei. Așa. Și trebuiau să aducă ce era? Porcul ăla, păpica, nu știu ce. Iar femeile erau culegătoare. Adică ele luau vegetalele, cum ar fi. Și ca să alegi vegetalele, deci o muncă mai puțin periculoasă, dar în egală măsură importantă, pentru că se stabilise că în perioada respectivă, de fapt, 80-90% din mâncare era vegetală, adică era bazată pe munca femeilor, așa, în timp ce 10% era carne bazată pe munca bărbaților. Ca să aleagă vegetalele, femeia avea nevoie de anumite particularități, adică trebuia să le compare, să le miroase, să le grupeze, să vadă dacă sunt bune, dacă nu sunt otrăvitoare. Animalul mort nu-ți face nimic. O plantă pe care nu o cunoști poate să te omoare. Și atunci apar tot felul de gesturi de comparație, inclusiv planificare. În ce constă planificarea? Nu luai fructele necoapte, care nu erau bune, le lăsai peste 2-3 zile ca să le iei. Se pare că asta a scris o linie de cod în mintea umanității, care ne-a dus la comportamente diferite de-a lungul anilor. De asta astăzi femeile pot să compare, să analizeze, să se uite, să așa, în timp ce pe noi efectiv ne enervează chestiunea asta. Dar regulile au excepții. Ei, sigur că ele în ani de zile sau... Am amici care sunt de o vârstă cu mine, între mine și amicul la care mă gândesc, diferența e de 4 luni, care e mort după cumpărături. Care vânează fizice reduceri, sau online? Fizice. Da? Care vânează reduceri de amorul artei, nu că depinde de reduceri. Care îi place să caște gura, să se plimbe, să pipăie, să atingă tot felul de mărfuri, de stofe, de haine și nu numai haine. Acum, în apărarea mea, mă plimb și eu cu plăcere într-un anumit tip de magazin, și anume librării. Dacă librăria e un magazin. Așa intru ca în cofetărie la librărie. Da. Și în cofetării mă plimb cu o plăcere mazochistă. Nedisimulată. Dar uite ce-ți propun. O să începem o serie aici cu invitați sezonul viitor și vreau să-l aducem pe amicul meu, pe Boții, care studiază exact comportamentele astea ale noastre în magazin și ne spune și din secretele magazinelor. Știi, de exemplu, dar tu nu știi că nu te duci la supermarket. Dar știi de ce? Da, ai fost, măcar o dată ai fost la supermarket, știi asta, cu... Când împingi căruciorul. Da, am fost. Îl împingi chiar de mai multe ori, până acum 2-3 ani. Și merge pe niște dale căruciorul, ai observat? Face... Știi de ce e făcut așa? Nu. Ca să mergi încet, să poți să te uiți la produse. Că altfel te gândești logic, bă, de ce a spus mă astea pe jos? Că mă enervați când faceți zgomotul ăsta. Și atunci, pentru că faceți zgomot așa și te enervează. Și ochiul... Exact, și ochiul se uită la toate lucrurile astea. Parșii. Sau deștepți. Nu se exclude. Perfizi. Perfizi, da, cred că... Cred că mi-am dat și eu seama la un moment dat de un zdrângănit de ăsta, dar eu prost n-am redus viteza. Mergeai din ce mai tare, deranjai chiar pe toată lumea. Adică, să schimbe pardoseala de ce să scadă viteza. În fine, apropo de cumpărături, mai știam un banc asta cu doamna aia care se duce să-și ia o blană, era cu fisa, știi? Cu fata ei. Și zice, haide, mamă, nu-ți lua blană. Zice, până la urmă, e un animal neajutorat, o să sufere, o să... E păcat de... Lasă blana asta aici. Zice, lasă, dragă, că taică-tu nu primește nota decât peste 2 săptămâni. Aha. Dar mai sunt. Acum sunt doar planuri sintetice. Mai aveți ceva de spus în apărarea noastră la acest subiect? Mare lucru nu. Cred că o să rămân în această linie de cod de care pomeneai. Nu mă văd... investind timp în așa ceva și, încă o dată, o spun fără niciun fel de false sentimente sau fără să pară altceva decât sunt. Nu mă tentează. Și atunci, netentându-mă, bine, pentru mine a fost și traumatic așa. Eu când eram mic și s-a deschis primul fel de mall, dar nu era chiar un mall. Era un spațiu cu multe magazine mici, așa au fost primele, mai țin minte. Atât de... Eu venit de la Vaslui, asta era la Iași. Așa tare mă intimidau fetele alea care vedeau acolo blugi, că ele, da, îți dai seama că erau un pic mai bine îmbrăcate, da, că aveau de unde, un pic mai rujate, un pic mai aranjate și vorbea așa, dacă aveam dat blugi, când venea, da, să cunoștea Vasluiul pe mine și am rămas cu trauma asta, știi, când intram, vorba unei prietene noastre, dădeam bună ziua când intram în metro, știi, așa, da, da, așa spuneam și eu la mall. Spuneam și mulțumesc. Da, așa când și eu așa, la bună ziua, uitați-vă, da, aici. Am vorbit despre asta pentru că e sezonul cumpărăturilor și da, dacă nu apăreau magazinele astea electronice, greu era. Știu. Aștept și eu acum, imediat după ce o să apară episodul ăsta, o să primești și eu o vizită din Banat cu dulciuri. Așa, Doamne ajută la toată lumea. A, așa. Am o listă lungă. Ce urmează acum la îngrijorări sănătoase nu va mai fi chiar atât de plăcut. Așa că propun să ne concentrăm un pic, să ne tragem un pic răsuflarea și să vorbim despre ceva realmente important. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorările sănătoase de astăzi, prieteni, se referă la o cifră de-a dreptul șocantă. În octombrie 2021 au murit cei mai mulți oameni în timp de pace în România. Cea mai mare cifră înregistrată vreodată, mai mare... sau cea mai mare de după al doilea război mondial, aproape 45.000 de oameni. Asta înseamnă dublu față de anii obișnuiți și înseamnă cu chiar mai mult decât octombrie anterior, care iarăși a fost o cifră istorică. Să știi că, apropo, noi am vorbit despre asta, eu am făcut astăzi emisiune și la radio și am întrebat pentru oameni, sau i-am rugat să povestească despre asta pentru că am zis este mai mult decât o cifră. Chiar acolo număr. Sunt enorm de... număr. Un număr, da. Este mai mult decât un număr. Sunt poveștile unor oameni, da, sunt lucruri importante. Îngrijorarea, sau dacă vrei observația de la care plecăm, este că oricât am rostit acest număr, el este așa șocant în auzire, dar nu șocant în presiune. Pare că societatea, colectivitatea, specia merge mai departe, fără să se împiedice foarte tare. Sau fără a primi un semnal de undeva care să-i atragă atenția. Păi, oameni buni, s-a întâmplat ceva aici, din diverse cauze, că eu nu pun totul numai pe seama îmbolnăvirilor de COVID. Probabil că sunt oameni care nu au avut acces la spitale, oameni care au rămas singuri, tot felul de oameni neajutorați. Și e așa un tip de îngrijorare că parcă ne mișcăm prea repede pe lângă ceva ce ar trebui să rămână ca un moment semnificativ și care să ne îndemne la mai multă grijă unii față de alții. Întrebarea e, suntem nepăsători sau e firescul lumii în care trăim? Nu se exclud. Firescul lumii în care trăim poate să implice nepăsarea. Pentru că ai niște ritmuri de viață altele decât în urmă cu 20-30 de ani, pentru că te obișnuiești cu binele, dar din când în când te mai obișnuiești și cu rău, că n-ai încotro, o boală de pildă, și pentru că lucrurile sunt firești și explicabile metafizic, câtă vreme li se întâmplă altora. În momentul în care ți se întâmplă ție, lucrurile basculează. Deci, înțelegerea e cu totul alta, atitudinea e cu totul alta, dispare dorința de persiflare sau de dialog ostil cu interlocutorul pe tema ba din cauza asta, ba nu din cauza asta, da voi ce ați făcut, da voi de ce n-ați făcut. Nu știu cum arătăm prin comparație, că asta ar fi interesant, dar nu știu dacă s-au făcut studii. Că m-am uitat. La fel. La fel. Asta urma să spun. Da. Asta urma să spun, pentru că sigur că e un număr mare de tot și care te pune pe gânduri dacă ești sociolog, poate dacă ești medic, dacă ești un trăitor fără interese în zonele astea, spui, mamă, enorm, și treci mai departe. De ce treci mai departe? Pentru că nu te-a lovit direct. Iar acum discuțiile se poartă cu o vehemență sporită pentru că ai încă situația de pandemie și pentru că aproape tot ce se petrece în lumea noastră ricoșează la un moment dat spre discuții despre pandemie. Și se fac comparații, bănuiesc că s-au și făcut, e nefiresc să ai 45.000 de oameni acum, anul ăsta, în octombrie, cu vaccin, că se va aduce în discuție argumentul ăsta, când anul trecut, când n-aveai vaccin, aveai un număr mai mic. Mai e ceva. Poate că ai un val de decese în rândul octogenarilor și nonagenarilor. N-ai de o să știi. Da, da, cei mai mulți, nu, datele arată că cei mai mulți sunt în vârstă, da. Asta spun. Ai, cum ai spus și tu, oameni care poate ar mai fi dus-o un an, 2, 3, 5, dacă ar fi avut acces la spital la timp. Dar știm că accesul în spital obișnuit a fost perturbat la un moment dat de povestea spitalelor COVID. Nu-mi dau seama dacă noi ne simțit în ultima vreme din diverse motive și din diverse influențe sau dacă am fost așa dintotdeauna. Cred că n-am fost așa dintotdeauna, dar nu cu mult diferiți. Cred că aveam un ritm mai tacticos altădată și puteam zăbovi. Unul dintre lucrurile pe care nu le mai facem acum este zăbovitul, simplu. Nu mai stăm să rumegăm ceva ce ni se întâmplă. Expediem printr-o concluzie, de multe ori greșită, și trecem mai departe. Dar iarăși, încerc să... Eu sunt un om care și-a pierdut părinții relativ recent. Nu cred că mi-am schimbat judecata. Dar nu pot, e cinic ce spun, dar nu pot să investesc timp cât ar trebui, cât s-ar cuveni, în dramele altora. Și bănuiesc că ăsta este mecanismul care funcționează la multă lume. Au murit, dar n-au murit de la mine din curte. Prin urmare, și mai e ceva. Aduți aminte, iartă-mă, te-am întrerupt. Aduți aminte de triumful celor care citeau ziarele, rubrica de decese, cu câtă bună dispoziție o făceau și spuneau, ia uite, a murit și ăsta. Îl cunoșteau. Da. Ia uite, s-a dus și ăsta. Asta însemna, eu încă sunt aici. Da? Aia s-au dus, eu sunt pe baricadă. Ăla e un mecanism care ține de întreaga specie umană. Există studii făcute, nu ne-am pus doar noi întrebarea asta. Toate societățile au rămas șocate de modul în care astăzi ne raportăm la chestiunea asta. Și au spus așa, dom'le, suntem în epoca în care avem cele mai bune servicii de sănătate, avem cea mai înaltă știință, avem cele mai bune servicii sociale din istoria umanității, cel puțin lumea civilizată. De ce nu ne pune pe gânduri cifra asta? Și există explicații de genul ăsta, că într-adevăr, când e vorba de bătrâni, ca specie așa suntem construiți, ne pasă mai puțin. Dacă nu ești implicat direct, aia s-a întâmplat. Există chiar un studiu care se viralizează din când în când și un experiment, este The Moral Machine, îi zic cei care îl fac. Ce face asta? E un fel de chestionar. Multă lume este Moral Machine, experimentul mașinii morale sau ceva de genul ăsta. Se spune că pe o linie de tren ai următoarele două opțiuni. Ori mergi înainte și omori un grup de tineri sau niște persoane tinere, ori ai la dispoziție o manetă să te duci pe linia aia înaltă, unde sunt, experimentul e bine calibrat, 2-3 bătrâni, ce alegi? Și e în felul următor, că dacă te duci, dacă nu faci nimic, nu e vina ta și rămâi pe linia ta, oamenii aceia tineri vor muri, dar nu ai nicio vinovăție, că așa s-a întâmplat să mergi în direcția aia, în timp ce poți alege prin liber arbitru să îndrepti trenul către bătrâni. În ideea că ei totuși au trăit. Exact. Ceea ce foarte multă lume face în acest experiment. Știu, adică asta și în timp de pace. El e construit, nu e. Eu vorbesc acum în timp de război. El e construit de natura asta încât foarte multă lume pune mâna pe maneta aia imaginară și zice uite pe aici o luăm. Ăștia au trăit. Da, ăștia la alți mai au dreptul la o șansă. E o explicație în toată povestea asta. Pe de altă parte, mai este o explicație legată de numere. Aici butada aia atribuită lui Stalin, nu știu dacă a rostit-o Stalin într-adevăr, dar aia își găsește o explicație în asta. Moartea unui om este o tragedie, moartea este o statistică, moartea sute de mii de oameni. Ne uităm și cu cât numele sunt mai mari, cu atât e tendința noastră să le ignore. Dar e aici, dincolo de asta, sigur că le accept. e și un tip de societate, e și o nepăsare mai mare în lumea estică. Noi nici măcar nu am încercat să simulăm niște mecanisme prin care să mai oprească chestiunea asta. Nici măcar nu am avut o dezbatere reală în rândurile clasei politice dacă lucrurile să meargă mai spre economie, adică să fie favorizată economia sau să... Și asta înseamnă mai multă moarte, sau suferă toată lumea și îi salvăm pe cei dezavantajați. Decizia asta s-a luat prin tăcere și asta a fost un comun acord. Cu cât erai mai tânăr și mai plauzibil să scapi, te-ai bucurat și ai zis, bă, viața mea nu s-a schimbat foarte tare și în sfârșit la ăia acolo toată lumea estică este cutremurată de asta. Este, nu mai zic de Rusia, unde nu există nicio prețuire. Caz aparte, da. Ăla e un caz aparte, dar să știi că și pe aici, prin zonă, lumea se simte chiar la fel. E un tip de abrutizare, dacă vrei, eu n-aș zice chiar dezumanizare. Că mulți dintre oamenii care, tuturor care se întâmplă să fie în situația asta, cred că mulți sunt foarte buni. Dar e o abrutizare în fața unor nemernicii și a unor dureri pe care le-ai tot văzut anii ăștia și exact acolo unde spui tu, pă bine că nu mi s-a întâmplat mie. Mai greu este când ieși din cifre, știi? Și aici intervine revista DOR. Sunt două, trei, sper să nu fac o nedreptate, 2-3 publicații în România care și-au asumat un rol din ăsta extrem de complicat. Și spune așa, cei care nu mai sunt. Au luat cifrele astea și au început să scrie povestea oamenilor care nu mai sunt. Sigur că între noi, dacă am face o dezbatere pe politică sau pe vaccinare sau pe ce vrei, ne despart atât de multe lucruri și ca societate suntem în toate direcțiile din punctul ăsta de vedere, dar când începi să citești despre oamenii care s-au dus, de-abia atunci începe să fie șocant. Sau când i-ai ascultat ca mine astăzi la radio, că i-am invitat pe ascultători să povestească despre cei pe care i-au pierdut. Da. Să-ți dai seama câtă normalitate era în oamenii respectivi. Și să mai dai seama de ceva, ceea ce probabil că ai constatat și tu, ce reacții pot declanșa vorbele unor oameni care și-au pierdut apropiații la comentariile aferente. Da? Eu m-am uitat un pic și la comentarii, nu sunt singurul care s-a uitat. Și sunt comentarii în fața cărora te iei cu mâinile de cap. Bun, sunt și unele urbane, dar sunt răbufniri pe care te întreb ce le poate justifica. Sunt atacuri de asta, sub centură, fără niciun fel de precauție minimă în linia bunului simț sau unui dialog firesc. Da? Am stat pe o temă gravă, pe o temă serioasă, pe o temă care tocmai că apelează la dramul tău de omenie. Și am citit câteva comentarii cât am putut să diger, că n-am putut mult. Și după o emisiune făcută în orizontul omeniei și în orizontul recursului la bunătate interioară, la empatie, deși este un cuvânt tocit și nu-mi place să-l folosesc. E, după toată povestea asta, ai impresia că a izbucnit un bombardament cu dejecții în comentarii. Da? Da. Și te întreb, ăștia suntem, adică te întorci la homo homini lupus. Lumea de pe Facebook am încetat să o consider... Dar e tot lume, mai să știi. E tot lume. E adică trotuarul transpus în mediul virtual. Dacă te lasă sufletul să scrii... Adică dacă ești om, cum trebuie, nu te-ar lăsa sufletul să scrii aia. Aici bănuiesc că nu ești angelic în viața de zi cu zi și demonic doar când intri pe Facebook. Crezi că oamenii care scriu asta pe Facebook atunci când te duci la ea acasă sau în rândul prietenilor sunt niște oameni răi? Nu știu. N-am de unde să știu, dar necunoscându-i nu pot să evaluez decât prin ceea ce văd la ei. Da? Nu sunt la ei acasă, nu-i cunosc personal, dar mă uit ce reacții au la un subiect delicat și tratat cu seriozitate, cu profesionalism, cu un soi de solidaritate pe care nu-l găsești la orice colț de stradă. Și dacă astea sunt reacțiile, atunci te întreb, păi de ce ne mirăm? De ce ne mirăm că în urmă cu 20 de ani, dacă începea o bătaie pe stradă, oamenii făceau roată? Ei, și azi. Ce sau și intervine azi, cineva? Nu intervine nimeni. Se așează ca la meci, nu fac pariuri atât, dar în rest așteaptă să vadă sânge, să vadă niște dinți zburați din gură, să vadă, știu eu, o tâmplă lovită cu un obiect. Păi, e consecința, sau mă rog, e continuarea a ceea ce ți-am povestit adineauri. Alex avea 40 de ani, spune Dor aici. În weekend lua cu asalt bucătăria, era un ciorbar născut, spune soția lui, care făcea pe camerista în restul garsonierei gătea el. Deretica în așteptarea sărutărilor și îmbrățișărilor de la sfârșitul zilei, când perișoarele lui cele mai bune din lume aveau să fie servite. Și aici ai toată povestea lor, poveste de normalitate teribilă. Poveste după poveste se adună aici, dar plăcut, e greu să le citești, da, știi? Cred. Nu e nimic extraordinar aici, adică nu e niciun supererou. E normalitatea fulgerată. Exact. La un moment dat, da. Adică oamenii ăștia erau între noi, aveau o viață, aveau niște gânduri și s-au dus din diverse rațiuni. Da. Ei sunt cuprinși în statistici. Dacă nu stai să te adresezi celor din jur sau celor care i-au pierdut și care astăzi sunt în viață, cred că țesăturile societății se rup, știi? Se răresc în orice. Adică oamenilor ăstora trebuie să le spună cineva, să le adreseze o mângâiere, să le adreseze un cuvânt bun. Dacă e ceva ce o să lipsească din acel apartament bucureștean cu balcon deschis din piața Chibrit, o să fie mesele fantastice găzduite în weekend de Vasile Bârsan. Sile, cum îl știa toată lumea, care se aduna în jurul lor. Gătea pentru prieteni alături de soția lui. Deși în tinerețe familia nu-l lăsase să devină bucătar. Și povestea merge mai departe. Eu când m-am gândit la chestiunea asta, mă gândeam doar așa că, știi, nu se face, nu se cade să mergi mai departe fără a-i ruga pe oameni să se gândească măcar 10 minute la treaba asta. Pentru că dacă mergem mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, uitându-ne la niște statistici, avem posibilitatea să repetăm asta de nenumărate ori. Eu știu că... Nu ca alibi, dar gândește-te cât am fost de dresați, ăsta e cuvântul, de dresați în ultimii aproape 2 ani să ne uităm la statistici. Știrile îți încep cu statistici. Statistici de COVID, dar tot statistici. După aia mai vine un rând de statistici. După aia îți vine un medic și îți raportează alte statistici. După aia vine un specialist în sănătate publică și îți vorbește la un moment dat tot de niște statistici. Și în momentul în care tu te formatezi așa, ajungi poate să tratezi cu nepăsare lucrurile și din cauza asta, pentru că ai avut 3, 4, 5 runde de statistici pe zi. Și statistici oficiale, deci nu năzăreli. Poate și, nu știu, nu caut motive de apărare sau alibiuri, dar s-ar putea să fie și povestea asta. S-ar putea, poate noi nu eram așa acum 4-5 ani, pentru că nu ni se spunea la ora 1. Astăzi au fost nu știu câte cazuri. Din ăștia, 20 sunt raportați de ieri, 20 de morți. Până la această dată, nu știu ce, că deja știu lucrurile astea pe din afară. Poate că și asta a săpat un pic în felul nostru de a privi lucrurile și ne-a nesimțit un pic, ne-a făcut să ne betonăm, să ne cimentăm sufletul și să spunem, da, bă, e pandemie, moare una. Da, m-a avut 90 de ani, moare una. Păi și tata a avut 94 când a murit și plâng și acum după el. Luați-vă un pic de gândire și un pic de timp pentru gândire și asta e tot ce voiam să vă propun astăzi. Înainte de... Da, hai să trecem la cărți, nu? Avem o opritoare de cărți. Mulțumim încă o dată Atelier Rumeguș și trebuie să vă spunem câteva lucruri înainte de cărți. Spuma filelor. Spuma filelor s-a discutat săptămânile astea și avem cuvinte noi admise în limba română. Vreau să întreb despre câteva dintre ele înainte de a prezenta cărțile. Înainte însă prietenul meu Răzvan m-a rugat să-mi spui dacă este o diferență și că nu mai știe cum să folosească acum hilar sau hilar. Ei, oamenii de modă veche spun hilar. Hilar, da? Da. Adică oamenii care au prins și alte dicționare și alt vocabular sunt tentați să spună hilar. Radu Cosașu, de exemplu, în articolele lui, folosește hilar. În varianta de dicționar la care m-am uitat eu ultima dată, era hilar. Mi se pare că hilar este forma admisă. Forma principală, la ora asta, din ce știu eu, e hilar. Nu cred că e greșit să spui nici așa, nici așa. Ok, s-a marcat. Acum, cuvintele astea noi care apar în Dom, da, și nu Dum, cum am zis eu data trecută, dar când vezi Dum în față. Așa, deci Dom și Index, printre ele sunt unele... Să spunem că Dom înseamnă dicționar ortografic, ortoepic și morfologic. Așa. Că de acolo vine. Exact. Nu l-am englezit și numele ăsta. Da. Deci s-a admis, de exemplu, ghirigă. Da. Pă, da, adică de ce? Că, pentru că și profă, da, pentru că limba se scurtează. Noi, dacă toată lumea vorbește, eu sincer încă n-am, încă nu mai, pe vremuri vorbeam așa, dar acum când am bătrânit parcă zic tot cuvântul. Cum o cheamă pe diriginta ta? Da, am auzit și Diru în loc de Dirigu. Diru? Diru și Dira. Aia o să fie următoarea. Bun, bun. Păi eu n-am nimic împotriva acestor cuvinte, dar mă aștept să existe o formă de coerență. Adică de ce bagi în dicționar prof și dirig și nu bagi și grădi. Sau următorul pas, dar grădi cred că mai curând. Toată lumea merge la... Da? Lumea merge la cofe, nu la cofetărie. La cofe nu, niciodată. Ba, cum? Geogra. Cine știi tu la... A, la geogra, da. Geogra, mate. Da, la... A? Mate, era prof, e prof de mate. Da, e prof de... Adică mate, pe prof îl ai, dar pe mate de ce nu îl ai? Bine, mai avem așa, printre ele, ci că se admit like. Da. Ok. Era logic să se dai un like. Da. Fresh. Fresh, da, cred că l-aveam de mult. Deal, trend, brother. Brother? Adică, pe bune? Aici. Nu și eu exagerez, nu prea văd rostul la brother. Gay, am înțeles, hacker, dealer, breaking news, news alert sau fake news. Da. Trend. E ok. Ok. Bun, dar limba așa se îmbunătățește prin importuri. Totul e ca ele să nu devină copleșitoare. Am auzit odată și la noi la radio, am auzit că pe linia ucraineană vor fi puși sniperi. Și am zis, băi, stai un pic, că noi totuși avem lunetiști, adică sniperi. Nu, că probabil în cercul elementar se folosește. Și avem și substantivul de acum celebru, bănuiesc că ai și vorbit despre el. Care? Eu i-am zis întotdeauna mausoleu și o să insist în această direcție, dar se pare că nu e mouse la despărțirea în silabe. Știi cum se desparte acum corect? Păi nu e în 4? Nu, este în 3. Mau, sol, leu? Da. Înainte era în 4. Înainte era în 4, nu știu. Cum? Ma, u, sol, leu. Și a mai nouă este mau, sol, leu. Nu, sunt tot felul de intervenții în limbă și în accentuare și în despărțirea în silabe. Pe mine nu mă îngrijorează cuvintele de tip like sau fake news, că sunt aici, ultra folosite. Ba chiar am întrebat, că am avut o discuție la radio chiar, și am întrebat de ce nu există și link. A, da, corect. Mi s-ar părea corect. De ce nu există și copy-paste? Pentru că este deja o expresie folosită. L-a luat cu copy-paste. Da. Da? Deci ar putea și ele să-și facă loc și la face. Chiar așa, copy-paste. Da, cum și cum se aude. Da, păi nu. Și copii cu căzări. Nu, astea vor mai veni. Vor mai veni și e normal să fie așa, pentru că am mai spus, în 1990, în dicționar, nu aveai cuvântul marketing. Da, acum toată lumea îl folosește, nu aveai management. Da? Ani de zile n-ai avut mineriadă, care nu era un cuvânt provenit de afară, era un cuvânt inventat de noi. Pe sistemul daciadă, dinamoviadă, spartachiadă, balcaniadă, hai, mineriadă. Nu era la început, dar în edițiile ulterioare a fost introdus și era normal să fie așa. Propun să ne uităm între cărți. Ok. Da, cred că va trebui să începeți dumneavoastră. Eu încep cu Robert Șerban, Oameni în training, o culegere de povestiri și povestioare și povestiuțe apărute la editura Polirom în colecția Egoproză. Robert Șerban e unul dintre cameleonii noștri din literatură, este unul dintre marii oameni care fac să se întâmple lucruri în Timișoara. E un băiat cu o energie colosală, un tip disponibil, ceea ce eu admir la el. Este disponibil pentru orice. E din categoria Radu Vancu. Nu refuză. Vorbește la 14 lansări pe săptămână, vine la vernisaj, vine și scrie o prefață la nu știu ce, mai dă un interviu, mai dă și al doilea interviu. Și în timpul ăsta citește și în timpul ăsta scrie. Bun. Oamenii în training înseamnă niște povestioare, unele de 2-3 pagini, altele de 5-6 pagini, altele de 10 pagini, puține, în care Robert Șerban arată că este perfect pregătit pentru proză. Deocamdată proză scurtă, spun deocamdată, pentru că nu se știe. Dacă nu, cumva, la un moment dat, Robert nu va scrie și un roman. Deci, despre ce sunt oamenii în training? Oamenii în training sunt oamenii ca noi. Sunt oamenii obișnuiți. Sunt oameni care nu ies din conturul firesc al unui om de pe stradă. Aha, nu okay. Sunt oameni excepționali, din potrivă. Sunt oameni crezut de că rând. Vorba de oameni în training de la mall. Știi că eu am chestia asta. Nu, știu că există povestea asta și un tip de kitsch vestimentar care presupune pentru pantofi de lac. Suntem cea mai sportivă nație cu putință, suntem mereu în training, la muncă, la piață, la mall, la... eu nu așa am descifrat. Sunt povești pline de viraje. Că pe mine asta nu m-a surprins, dar asta m-a încântat la lectură, pentru că ai povestiri care pleacă dintr-un ton, dintr-un registru, cu amenințarea unui deznodământ violent, de pildă, și deznodământul este bucolic. Există o poveste între un tată și un fiu care merg la munca câmpului, relația dintre ei este aspră, omul este cu mâinile bătătorite, băiatul muncește și el, transpira amândoi, din când în când mai opresc să mai bea o apă, îi bate soarele în cap și la un moment dat băiatul dispare. Și tatăl se înfurie și se duce după el și își promite în gând că îl rupe în bucăți, că îl face, că niciodată nu o să mai întârzie. Îi găsește un pantof, îi găsește și al doilea pantof, îi găsește cămașa sau ceva de genul ăsta și la un moment dat, dintr-un, nu mai știu ce, cort, ceva, o mică incintă, se aud niște mișcări și niște, adică se presupun niște mișcări, se aud niște gemete specifice. Și el atunci, pachet de nervi așa, se oprește și spune, dragul tati. Și așa se termină. Și povestirea așa se cheamă, dragul tati. Spoiler alert. Da. Altul este... Ce bună e asta, altul povestește despre niște pățani. Erau într-o echipă de basket, mi se pare. Nu. Nu erau într-o echipă de basket. Nu mai dăm spoiler, de păcat, dar zi așa da, că e... Dar povestește despre toate excesele pe care le-au făcut, care însemna băutură, care însemna droguri, însemna tot felul. Și pagini și pagini și pagini care te duc undeva și tu nu știi unde. Și la sfârșit se spune... Așadar, domnule comisar, cam asta e fraza de încheiere, că nu dădea o depoziție. Sunt lucruri care încep trandafiriu și vesel, se termină prost. Povestea unei fete care vrea un tatuaj artistic și cred că povestirea se cheamă operă de artă. Asta cred că dă farmecul acestor povestiri pe lângă dezvoltarea scrisului. Deci Robert este, așa cum e și în viața de zi cu zi, este un om foarte deschis, voluntar, mereu gata să zâmbească și să spună în banc, are un râs contaminant. Și dacă auzi pe Robert râzând, începi și tu să râzi. În doliu să fii și te apucă râsul și pe tine. Și textele astea sunt texte care anunță, cred, un romancier. S-ar putea ca astea să fie niște mișcări de încălzire, apropo, el joacă și basket, să fie niște mișcări de încălzire pentru o carte de mai largă respirație în proză. Este un poet foarte bun, premiat, tradus. Și un om care, repet, este prezent, cochetează cu ubicuitatea. Ubicuitatea ci că e privilegiul zeilor. Ai impresia despre el că e în mai multe locuri în același timp. Și în orice caz eu îl felicit, este o splendidă carte de povestiri. Este o carte care te și învață să scrii, concis, cu poantă, cu răsturnarea lumii, cu schimburi de-astea de plan și cu chichițe narrative foarte simple și cu modalități de captație foarte simple. Eu aduc un greu. Da. Lorenzo Marone, un băiat ca toți ceilalți, roman a apărut la Humanitas Fiction, imediat voi spune. Gabriela Lungu traduce. Gabriela Lungu. Da, pe aia traduci pe celelalte. Da, Marone face iarăși jocul lui preferat. Știi că el se transpune în personaje pe care teoretic nu le-ar avea la îndemână. Pentru că ori este bătrân de 70 de ani, ori femeie. Acum Marone este copil. Povestirea la persoana întâia, un băiat ca toți ceilalți, este povestea unui copil, băiețel, care trece de la copilărie la adolescență, cu tot ce înseamnă năzbătile de răgoare, prostiile pe care le faci, iubiri, sentimente. Numai că nu e așa. Eu am zis la un dat în pastila aceea pe care o fac pentru Instagram că este un fals roman al adolescenței. Și iarăși jocul preferat al lui Marone. Cum se vede lumea prin ochii unui personaj? Cum se vede lumea adulților prin ochii unui copil de 12 ani? Asta face, de fapt. Asta e jocul, știi? Pentru că e un copil foarte matur, care știe o grămadă de chestii, dar el nu face decât să-i vadă, să-i supravegheze, să-i portretizeze pe ceilalți. Sigur că e vorba și despre el, dar prin ochii lui mereu, mereu, mereu vedem un film. Un film al familiei sale, 6 persoane în două camere la bloc, tatăl portar la un bloc în Italia, anilor 80, totul se petrece la Napoli, la Napoli, sigur, acolo este Marone. Vine Maradona în oraș, e vorba și despre asta. Spre deosebire de copilăria noastră, el are o grămadă de branduri, de mărci la îndemână, vorbește despre Adidas și cutare, marca cutare, mingea cutare. Are costum cu Spider-Man și aici descrie o lume, știi, lumea aia pe care probabil cu toți am trăit-o, ea nu avea cum să fie diferită nici în România, comunitatea aceea care se formează la bloc, știi? Sau într-un cartier din ăsta în care cunoști pe toată lumea, în care prietenii sunt vecinii de acolo și ei cresc la un moment dat și se transformă. Sigur că toți oamenii ăștia îmbătrânesc, au povești, se transformă și Mimi, personajul principal, îi vede pe toți. Îi vede, se uită la ei, îi analizează, are visurile lui, le canalizează, le urmărește, vrea să fie diferit. Până la un punct îi și iese să fie diferit, el visează să fie supererou. Și ca să fie supererou are nevoie de niște calități. Și este un moment când viața lui se schimbă, dar nu o să vi-l zic, că trebuie să-l vedeți, dar viața lui se schimbă și e și foarte interesant modul în care e construit, pentru că totul începe cu o vizită a lui Mimi cel Mare, înapoi în blocul de acum ani, știi? Și atunci toate amintirile alea se construiesc, se adună, intră într-un apartament pe care îl știa și avea grijă de el, că fiind copil de portar, vecinii lăsau cheile și îi spuneau, domnul, îl chema pe tatălui Mimi, puneți-l pe Mimi să ne ode florile, să aibă grijă de peștișorul auriu, să meargă acolo. Și el intra în apartamentele astea din bloc, le vedea, le analiza, avea locuri preferate, avea lucruri preferate în ele. Toate amintirile astea năvălesc, inclusiv una pe care o găsește după 30 de ani, scris pe peretele unui bloc, scris Amore, sau, mă rog, acum asta o să-mi închipui cum a fost în italiană, dar la un moment dat cineva scrisese pe bloc că Mimi o iubește pe Viola și, mă rog, în graba o șters de acolo, dar a rămas numai cuvântul iubește, a rămas numai Amore pe perete. Dacă iubește. Ama, probabil că nu mă pricep la italiană, dar Ama. A rămas pe blocul cu pricina. Dar e o carte foarte frumoasă, așa cum Marone face de fiecare dată. Da, și cred că e al 3-lea roman publicat la Humanitas Fiction. Exact, da. E un Marone foarte bun, adică e la nivelul celor dinainte. E tentația de a fi fericit și uităm scapă celălalt care e, dar excelent. Da, am adus aminte. Era o povestire în care, la Robert, în care personajele principale erau Emanuel Kant, scris cu C, așa, că era handbalist, și un antenor pe care îl chema David Hume. David Hume. Și sunt tot felul de jocuri, tot felul de cheițe și de chei și îți dă și lacă. Adică nu te prepelește, nu te torturează. Bun, eu închei cu Javier Marías, Bărbatul sentimental, la editura Litera, în traducerea foarte bună a Laviniei Similaru, care cred că a mai tradus și din Marías. În orice caz, e o foarte harnică traducătoare și competentă traducătoare de spaniolă, literatură de expresie spaniolă. Ce-i povestea asta? Este o poveste de dragoste și de părăsire, de fapt de dublă părăsire, În centrul ei se află un tenor care este supranumit Leul din Napoli și care cu niște ani în urmă față de momentul vorbirii cunoaște un trio straniu într-un compartiment de tren. Se întâlnește cu ei și află după aceea, își dă seama că e cazat la același hotel cu ei. Trioul e compus dintr-un domn ciudățel, despre care află pe urmă că este un om de afaceri belgian, pe care îl cheamă Manus sau Manus, nu-mi dau seama. Doamna este soția lui și o cheamă Natalia Manus sau Manus. Și mai există un al treilea om, Dato, care este un fel de secretar particular al lui și care, printre altele, o distrează pe doamna. Are grijă, o duce la cumpărături, se ocupă de ea. Se ocupă de ea, adică o duce la cumpărături și asta asigură tot, adică nu se ocupă de ea așa cum te gândești tu, cum ți-e fel. Și ascultătorii, da. Da. Toată lumea a zis, dacă ai zis da, că se ocupă de ea. Și acestui om îi cade cu tronc Natalia Manus, firește, dar toată povestea este complicată pentru că el trebuie să-și rezolve o idilă, sau mă rog, de fapt o relație în curs cu anume Berta, despre care s-ar putea să știm că apare și în alt roman, tot al lui Marías, și totul devine un joc ăsta de planuri între trecut și prezent, o navetă sentimentală între Berta și Natalia. O navetă spațială, spațială, ci una sentimentală. Un episod abrupt în care omul de afaceri belgian până la urmă vine în camera acestui tenor Leu din Napoli și îi spune, uite, hai să punem în regulă niște lucruri, le punem în ordine. Tu nu o să reușești să strici această relație, pentru că este în primul rând o relație comercială. Adică eu am cumpărat-o pe doamna asta. Am rezolvat niște probleme de familie, din familia ei, ea mi este și datoare și totul capătă un aer tranzacționist care te buimăcește, bineînțeles. La asta se adaugă și niște episoade de coloratură din lumea operei. El joacă în hotel, îl joacă pe Casio, mi se pare, dar apar tot felul de personaje, tenori, oameni din imediatul scenei, care la un moment dat sunt biruiți de propria lor carieră. Unul dintre ele este un episod care mi-a plăcut foarte mult, un tenor care are o fixație sau un complex. Nu poate cânta dacă vede un loc gol în sală. Se blochează. Și atunci organizatorii recurg la tot felul de șiretlicuri ca să ocupe locurile. Întâi își aduc de acasă, de în familie, după aia aduc din personalul de acolo, de la operă, după aia iau de pe stradă. Și omul este din ce în ce mai terorizat de această hachiță și la un moment dat firește, cu ea razna, înnebunește. Marías este un excepțional om de atmosferă și de detaliu și un scriitor prețuit și candidat la Nobel. Și apropo, Marías e candidat la Premiul Nobel săptămâna viitoare. O să vorbesc despre un alt autor pe care eu îl văd câștigător în anii viitori și care figurează și el pe liste. Are o frază amplă. Deci are o frază studiată. Îi place să scrie amplu, cu volute și dă câteodată impresia, ți-o obțin mie, mi-a dat-o, că e ca un desenator artistic care desenează, face tot felul de lucruri acolo și la un moment dat se oprește și contemplă. Și zice, nu-i rău. Dar nu scrie făcut ca Dimitrie Cantemir, nu? Nu, nu. Mai pune punct. Nu, pune punct. Nu, sunt fraze ample, nu sunt fraze de-astea cu zvâcnet, sunt grațioase, sunt foarte frumos alcătuite, sunt fără cusuri, dar nu, adică nu e Joyce. E ca un rococo. Da, să zicem. Da, întotdeauna. Și asta este o carte apărută în 86. Foarte actuală. Nu știu dacă a mai fost Trebuie să vorbim editată. O dată despre asta, despre cărțile care au apărut. Mai citim cărți din anii 70-80? Păi uite că citim. Asta este din 86. Ai impresia că a fost scrisă ieri alalteri. Sigur, îți dai seama că n-a fost scrisă ieri alalteri, pentru că nu sunt telefoane mobile, nu sunt lucrurile de ultime decenii care au apărut în tehnică. Dar e o carte care te prinde imediat. E, bun, Roberto Bolaño, care era o altă figură a literaturii, spune Javier Marías este de departe cel mai bun scriitor contemporan spaniol. O fi, nu se știe. Părerile astea au o doză de relativ. Da. Însă e un tip de roman care te învăluie, te bagă acolo în toată plămada asta a cărții și ai niște portrete foarte frumoase și o erotică abia vizibilă. Deci ai o încărcătură erotică care nu e la vedere, nu e în prim plan, este ascunsă, foarte dibaci și rezultatul e un produs de vitrină, zic eu. Deci editura Litera, care a mai publicat, are, mi se pare, o serie de autori, Marías, face un lucru foarte bun punând și titlul ăsta pe piață. Bine, hai să tragem la poartă. Avem un joculeț chiar aici. Pregătiți-vă. Fotbal și fotbalamuc. Fotbalamuc, am încercat să facem în felul următor și o să stabilim acum regula. Noi înregistrăm chiar în ziua în care au fost trase la sorți 16-inele, așa se spune. Optimile. Optimile? Da. Sunt optimile, da, că 16 echipe, da. Optimile Ligii Campionilor. Și am zis, hai să vedem cum ar arăta în viziunea noastră, ca un pronostic așa, și ce s-a întâmplat în realitate. Culmea culmilor e că în realitate s-a tras de două ori la sorți, că mai greșește și UEFA. S-a repetat penaltiul. Da, s-a repetat penaltiul. Bun. Cum vrei să facem? Vrei să spunem grupele, jocurile reale întâi și pe aia spunem ce am făcut noi sau invers? Mi tot una. Hai să spunem cum am făcut noi. Cum am făcut noi. Cum am făcut noi. Deci ceea ce veți auzi în următoarele 5 minute nu sunt alea reale. Și sunt alea închipuite. Da, veți ai folosit vreun criteriu sau ai... Nu, am respectat doar cele două indicații și anume în faza optimilor n-au voie să cadă echipe din această țară și echipe care au fost în aceeași grupă. Da, deci a fost grupa A, 8 echipe, grupa B, 8 echipe și le-am împerecheat. Ce ți-a ieșit ție? Mie mi-a ieșit ceva spectaculos. Da. În sensul că nu are nicio legătură cu realitatea. Da, și la mine la fel. Asta e ok. Chiar niciuna. Da, avusesem la prima tragere la sorți Benfica Real. Asta am pus și eu. Nu și știu de ce. A fost prima. Și ei au tras la sorți prima pereche Benfica Real și am spus, deci dacă încolo e simplu, mai sunt 7. Da. Perechi. Așa am pus și eu. Real Benfica am zis să stea un meci sigur, adică eram sigur. S-a tras din nou, nu a mai fost. N-a mai fost. Deci am pus așa, varianta mea. Bine, pun întâi grupa A pentru că așa... Hai să zicem cu grupa B. Bun, eu am pus așa, Villarreal Liverpool, Sporting Lisabona Bayern, Chelsea Ajax, PSG Juventus, Benfica Real, Inter Manchester City, Atletico Lille și Salzburg Manchester United. Nici o treabă, deci mă uitam așa încrucișat, adică n-am... Tu n-ai pus nici ca mine, nici cum ai ieșit. Exact, am nimerit doar Real Benfica, atât. Că vrei să le citesc. Am nimerit și eu prima dată, dar n-a mai fost valabil. Păi nu, măcar la tine, în grupa ta. La mine a fost, am prins. Eu am zis așa, că Manchester City o să joace cu Inter, că Liverpool se duce la Salzburg, că Ajax o să joace cu PSG, Bayern cu Villarreal, United cu... Naca aici am greșit că nu era Benfica, trebuia să fost altceva, dar acum mi-a sărit din ochi. Lille cu Sporting și Juventus cu Chelsea. Asta am pus eu. Da. Și acum să spunem cum au căzut. Cum au căzut, da. Salzburg-Bayern, Sporting-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille, Atletico Madrid-Manchester United, Villarreal-Juventus, Internaționale-Liverpool și PSG-Real. Mulțumesc. Asta da, acest he-he-he celebru ți-a fost adresat. Adică mă gândesc. Cum să ai ghinion să tragi totuși... Să tragi întâi Benfica și după aia să te bucuri și după aia să te negurezi. Acum o să aveți un meci greu. Chiar două. Dar, mă rog, PSG este din când în când o glumă de echipă. Chiar urmăream o analiză pentru că oameni mult mai competenți decât mine spuneau așa, nu poți să joci fotbal cu cei trei în față pentru că refuză să facă pressing. Și era în felul următor. Neymar nu prea poate să facă pressing pentru că nu-l ajută condiția fizică și sănătatea. Messi nu prea are chef să facă pressing pentru că... Adică Neymar ar avea, spui tu, chef. Da, iar putea ieși mai tânăr. Iar Mbappé, când se uită la ceilalți doi, Ce pedacez mai prost. Exact, asta este. Și atunci nu poți să execuți fotbal modern. Bine, pe de altă parte, să consemnăm și acest lucru. S-ar putea ca Mbappé să joace la voi la meciul ăsta. Da, nu se știe. Asta încă nu se știe, da, sunt speculații. Păi, dacă nu-l vând în luna ianuarie, nu-l mai vând niciodată. E adevărat. Deci mai bine luați acum, mai bine plătiți voi, nu că voi plătiți 160 de milioane sau cât face. Cât merită. Există spațiu financiar, ți-am descris că am studiat. Să știi că Real Madrid s-a pregătit intens. A lăsat spațiu financiar ca să-l cumpere. Okay. Și nu numai atât, deci cheltuielile lor au fost mici anul ăsta, vreo 500 de milioane de euro, la nivelul ăsta, mă înțelegi? Da. Și au făcut spațiu și de salarii, pentru că ei au acest anvelop, au această anvelopă salarială la în Liga Spaniolă și au calculat salariile de așa natură încât să mai intre și tovarășul Mbappé cu vreo 30 de milioane de euro pe an. Deci nu au făcut ca Barcelona, deci sunteți absolut pregătiți. Da. Pentru situația asta. Să vedem mai încolo, dincolo de bani, cum suntem pregătiți. Da, e un meci complicat, firește, pentru că la PSG impresionează afișul. Și afișul începe de la cei trei din față, lângă care mai stau câțiva. Da? Adică să nu uităm că l-ai pe Di Maria, îl ai, dacă le mai avea, pe Icardi, care am impresia că în acest moment fotbalistic, mijlocul lui PSG este mijlocul vostru, că aia e. Știu că aveți mai multe galoane, da. Da, ce sunt, da, păi, ca, cum să zic, da, păi, domnii ăștia sunt mult mai tineri care joacă la nu e suficient. Da, nu e suficient. Adică l-am văzut pe Modric ieri. Da, l-am văzut. A zis și Modric că mă simt ca la 30 de ani. Da, nu, să vede cum joacă, adică nu trebuie să declare. Da, să știi că l-am văzut pe Cross greșind o pasă, ceea ce cu 7 ani nu s-ar fi întâmplat. Faptul că se întâmplă și acum atât de rar spune ceva. Eu nu cred că mijlocul Real e mai bătrân, asta da, dar nu cred că e sub ca randament, nu ca valoare. Ca valoare, da, ca randament. Problemele cred că se vor decide la apărări. Portari buni au și unii și alții. Cred că Thibaut Courtois face anul vieții deocamdată. Cel mai bun portar din lume, m-am uitat pe o statistică. Ieri a fost cel mai bun ieri, când s-a jucat Real Atletico. În 6 meciuri de Champions League, asta trebuie să fie îngrijorător pentru voi, mai ales în perspectiva unui meci cu PSG. În 6 meciuri de Champions League, Courtois a avut 22 de parade, adică să trage pe poartă des. Ederson de la Manchester City, în 18, câte meciuri sunt acum de Premier League, 18 sau 16, 16 cred, a avut 21 de șuturi parate. Păi... E o diferență între cele două apărări destul de mare. E de văzut și cu diferența asta. Da, n-ai cum să dai pronosticuri acum, poți să procedezi doar afectiv, moral. Deci e complicat, e adevărat, și e afiș, într-adevăr, e afiș. Însă afișul ăsta pleacă de la ceva, cum ai spus și tu, cu două tăișuri. Iar arma asta cu două tăișuri este tocmai talentul și statura celor trei din față de la PSG. Mbappé este un fotbalist supersonic când atacă. Da? Și dacă îl prinzi într-o zi bună, e o plăcere să-l vezi. Și era o plăcere să-l vezi la Monaco. Și este un jucător de urmărit, un jucător captivant. Că mai are și el hachițe, cam toată lumea are. Neymar este un jucător cu o imaginație a driblingului, cum vezi, foarte rar. În același timp, e unul dintre cei mai mari simulanți și provocatori din lume. Adică e peste Inzaghi, ceea ce e greu. Peste Inzaghi și Klinsmann la un loc. Inzaghi dădea goluri, frate. Băi, și ăsta mai marchează. Nu joacă. Marchează. Da, Inzaghi era vârf. Vârf clasic, ăsta nu e. Era pe teren. Iar Messi, vorba lui Hagi, Messi e Messi. Și invers. Messi are și el 30 de stui. Încă n-a reușit acomodarea la PSG, pressing nu prea face, s-ar putea să se acomodeze, s-ar putea, nu exclud. Dar e un meci de, cum să zic, de prim plan, pentru că sunt deja două branduri, unul construit în timp, în decenii, altul mai degrabă recent. Sincer să spun... Fiecare cu un bancomat în cârcă. Marele noroc al Parisului e că putea să pice mai prost, adică putea să pice fie cu Liverpool, fie cu Bayern. Îi omorau. Nu pot să joci fotbal. Nu știm, uite, Bayern mai pierde până campionat. Pierde la niște nemți. Pierde la niște nemți, dar pierduși cu 5-0 în cupă, mi se pare. Salzburg Salzburg cu Bayern, în mod normal, n-ar avea șanse. Acolo e de mers cu trenul. Deci distanța e de, nu știu, 300 de km. Da, o să fie distractiv. Și au trenuri bune. O să le dea toate golurile. Sporting cu Manchester City... Da, da. În mod normal, nu cred că ar trebui să aibă probleme City aici. Da. Cred că mai degrabă sau mai multe probleme i-ar face Salzburg-ul Bayern, culmea, decât Sporting-ul City. Așa văd eu acum. Cine știe ce se mai întâmplă, că până joacă în februarie-martie, se mai accidentează, se mai transferă, nu se știe. Să fie toți bolnavi, n-ai o să știi că ai văzut că... Benfica-Ajax e tot așa, e un meci din trecut, da? E un meci al prezentului cu armele trecutului, care înseamnă cupe ale campionilor, mari vedete, jucătorii luștri. O să fie un meci foarte tare asta. O să fie foarte tare. Da, foarte o să fie foarte tare. Benfica de vreo 10 ani a învățat lecția pragmatismului dusă până la extrem. Ajax poate că a mai renunțat la profilul de fetiță romantică și care crede în tot ce îi se spune. Vezi meciul semifinala cu Tottenham de acum 2 ani, de Liga Campionilor, când ei au ratat o calificare pe care o aveau deja arvunită și au ratat-o în ultima secundă la propriu. Așa. Ce mai avem? Atletico United. E interesant și ăsta. Da, știi ce e interesant? Că Atletico e într-o pasă proastă, dar mai sunt 3 luni până la meciul ăla. Deci nu e așa. Iar United cu Ragnic. Da. Știi regula de 8 secunde a lui Ragnic? Care e? Că parcă am citit ceva. Da, cred că ți-am mai spus eu la un moment dat. Există un calcul, în Liga Campionilor golurile se dau în 7,5 secunde. Da, atât durează faza de construcție a golului, 7,5 secunde în medie și mai ales din momentul recuperării. Deci dacă se produc greșeli undeva la mijlocul terenului, este foarte posibil ca în 7,5 secunde să iei gol. Da. Și atunci Ragnic s-a gândit la chestia asta, hai să chiar antrenăm asta. Și aveți 7, dacă sunteți în atac, le dă echipei la antrenament, echipei de antrenament le dă 10 secunde ca să tragă la poartă, deci să construiască faza în 10 secunde, iar echipei în apărare îi dă 8 secunde ca să recupereze. Și spune, aveți 8 secunde la dispoziție din momentul în care mingea e la ei, să o recuperați și, mă rog, îi organizează de așa natură. Acum, asta nu e tot, știi? Că dacă ar spune că antrenează 8 secunde, asta 8 secunde și aia să-ți bat pe teren, n-ar fi o treabă, nu nene. Le-a adus niște ceasuri cu niște difuzoare pe teren, înțelegi? Care măsoară ca la radio, când e concursul la radio. Ce a constatat Ragnic? Vor fi 7 secunde. Exact. Ragnic a făcut chestia asta și la Salzburg și la Leipzig, că el le-a antrenat pe amândouă și a fost director tehnic la Red Bull, cum ar fi. Și a zis, dom'le, la un moment dat, ca la Pavlov, scuze-mi explicația, în creierul jucătorului de fotbal, deși nu mai au de secundele alea, lucrurile astea se fixează acolo. Și vine cu ceasul ăla la teren și cu difuzorul și în capul lui Ronaldo acum e cu altul care nu are chef de pressing, dar mă rog, în fine. Sunt curios cum o să meargă asta cu celălalt maniac care este domnul Simeone. Da, o să fie un meci cu cuțitele pe masă, pentru că Manchester are nevoie urgentă de redresare. Ea n-a arătat deloc bine în ultimele luni. Mă rog, nu contează pe ce loc e în campionat, contează nivelul de joc care a cam suferit. Villarreal, Juventus, eu aici sunt trist că simt o înfrângere a lui Villarreal. Villarreal mi este foarte simpatică. Ar fi și normală. E normală înfrângerea, nu e sigură, atenție. Nu e sigură că Juventus, pentru că Juventus e capricioasă sezonul ăsta, e și într-o mică groapă de potențial. Iar Villarreal este, să nu uităm, câștigătoarea Europa League în exercițiu. Sevilla s-a dus la locul ei, nu? S-a dus să câștige Europa League. Îmi plac mai multe lucruri. Primul, că joacă numai în galben. Deci nu o să-i vezi altfel echipați. Nu joacă în alt echipament. Nu i-am văzut niciodată. Și mă uit la meciurile lor și am prins drag de ei când era echipa aceea cu Sorin, cu Aron Arena, cu tot felul de băieți. Cred că și Forlan era acolo în perioada aia. A venit imediat după aceea și Forlan, Martin Palermo, că era un nebun. Foarte mulți jucători buni aveau. Era o echipă fără miză. Richelme nu era acolo? Richelme, cum se numea. Mulți, argentinieni foarte mulți. Marco Sena era acolo. A fost și Casorla la un moment dat, un jucător pe care l-am iubit enorm. Da, era o echipă frumoasă și aparent fără miză. Deci ei jucau în orizontul plezilismului. Cel puțin așa păreau și așa erau să ajungă într-o finală de Liga Campionilor dacă nu le făcea Arsenal Pocinoglu. Nu, prin 2006, mi se pare. Atât au făcut și ei. Atât a fost și Arsenal, da. Și ar mai fi Inter-Liverpool, atenție. Inter-Liverpool... Meci tare. Ba, e tare. Eu zic că e tare. Da, și că le dă cu terenul în cap. Cine? Liverpool? Liverpool de... Nu știm. O să-i culeagă la 5 goluri. E adevărat că Salah vine după turneul de la Cupa Africii, ceea ce și Mane, și Salah și Mane vor veni gata obosiți la echipă și vor fi acolo niște probleme. N-am spus de Chelsea cu Lille. Chelsea-Lille, exact, că ăsta îmi sărise și mie. Bun, aici... Rutina lui Chelsea ar trebui să dea linia. Sunt favoriți în orice caz, dar trebuie să fie și o surpriză undeva. În toate astea? Da, măcar una trebuie să fie. La Madrid. Cum se cade ca întotdeauna. Real a făcut deja contestație. Atenție, a făcut contestație după a doua tragere și a spus nu e ok. Păi chiar nu e ok, adică serios, că aveau cu cine să pice toți, nu pui... Nu, argumentul lor era, bun, dacă tot vreți să reluați, argumentul ăsta, țigușar, dacă tot vreți să reluați tragerea la soț, reluați-o de unde s-a comis greșeala. Da. Corect. Adică pe noi lăsați-ne în pace cu Benfica, lăsați-ne să jucăm, că jucăm bine cu Benfica. Mie că aveți mai ușor cu Parisul decât cu Benfica. Nu știu. Benfica s-ar fi pus la cutie și stătea să le dați gol, să stați calarea peste ei. Le dădeam până la urmă. Le dădeați până la urmă, dar cu ăștia o să-i atacați și jucați pe... Dacă venea și Mbappé, ea gândește. Lui Mbappé îi trebuie un hectar ca să joace. Păi el are. El are, da. Mă rog, în fine. Hai că încheiem. Ok. Oale, pulcele și tigăi. Astăzi este mâinile de care te-ai temut. Da. Astăzi, oameni buni, avem de vorbit despre ce să mai... Despre fructe. Nu știu cum ți-a venit această idee, dar într-o zi am mâncat și eu măr, recunosc. Da, m-au văzut colegii la serviciu și au zis, ți-e bine? M-au întrebat, ți-e bine? Ai nevoie de o pauză? Mi-a fost poftă, chiar mi-am cumpărat, erau niște mere bune. Parcă nu le suportai. Da. Dar mi-a fost poftă de ceva ce nu suporti. E ca și cum eu aș începe să tânjesc după lapte. Deci mi-a fost poftă de asta și am zis, domnule, mă voi strofoca să mănânc cu măr. Și m-am dus, mi-am luat de la magazinul de alături măr, a fost din ăla, cum s-a zis? Crocant. Crispy, da. Crispy, păi alea îmi plac și mie, că dacă e făinos, s-a terminat. A fost bun, a fost bunuț așa. Am mai mâncat și a doua zi unul. Și cred că... O să ne adori, o să faci dependență. Ei, cred că pentru următorul an mă pot mulțumi cu afine cu iaurt genial. Da. Să știi că atunci când eram copil am avut o chestie de asta care mi-a rămas în minte și acum și nu știu dacă mai poate fi repetată. Am oare mai povestit asta? Am ajuns într-o... Taică-miu era pescar sportiv și îi plăcea să ne scoată pe tot. Într-o pădure de lângă Vaslui era un lac, chiar în pădure, ca să era culmea, și s-a dus el să dea la pește acolo. În pădurea asta era un vânător, mă rog, era de la ocolul silvic. Țineau ei acolo și locuiau oamenii aia chiar. Un ranger, da. Și locuiau oamenii aia chiar în pădure, mă rog, foarte departe, așa, 4 km. Avea un copil cam de vârsta mea, copil care trăind în mijlocul pădurii, nu prea întâlnea alți copii și a fost o bucurie pentru el să, mă rog, să mai vadă pe unul pe acolo care să joace, ceea ce s-a și întâmplat toată ziua. De bucurie că a venit cineva pe acolo, oamenii ne-au primit în casă, mă rog, iar doamna aceea, n-am să o niciodată, a făcut fragi cu smântână, fragi culești cu mânuța dumneai chiar în zilele acelea, cu smântână și cu zahăr, să faci o spumă. Nu zina, crede, nu? Deci, nu, dar spum, adică bătut, frumos, deci bătută se face. Până când așa s-a făcut o chestie fresh, proaspătă, care a crescut așa. Și dacă o întins pe o felie de tort rișar, nu, glumesc. Da, fără, nu era tort rișar în pădure, dar pentru mine a fost. Dar remarci cum am vorbit despre fructe, da? Fragi fructe. Așa parcă vine să mănânc fragi de unul singur, parcă nu. Dar puși în smântână și cu zahăr, doamne, a fost. Da, eu la smântână spumă de fragi. Spun pas oricând. Da, nu știu cum mi-a venit să vorbim despre fructe, pentru că n-am mai vorbit. Cred că trebuie să bifăm. Ce fructe mănânci dumneata? Păi sunt două categorii de fructe. Unele pe care le ador de la distanță, că n-am voie. Și din când în când mai mănânc. Nu, banane nici măcar nu le ador. Mi-ar plăcea. Așa. Dar nu fac o criză dacă nu pot să mănânc. Nu mai mănânc. Okay. Ultima banană am mâncat-o acum 10 ani, cred. Ce mă doare că nu pot să mănânc sunt struguri albi. Nu ai voie. N-am voie. Adică n-am fost fan struguri niciodată. Ideea aia cu sâmburii mi-a displăcut. Există struguri fără sâmburi. Dar știu, am descoperit foarte la Londra acest lucru când m-am dus eu prima oară la Londra și am trăit acolo și erau fără sâmburi și am zis, Doamne, dar cine a inventat așa ceva? Bravo celui care a inventat. În copilărie chiar mă stresa că erau strugurii la care trebuia să arunci coaja. Știi pe aia? Îi știu, da, dar era mai degrabă roșii. Roșii, da. Sau negri, mă rog. Da, deci asta îmi place și nu pot. Deci struguri albe aș mânca într-una, cred că ultimul ciorchine l-am mâncat acum 3 ani, 3 ani jumate. Vorbesc serios. Pe urmă mă dau un vânt după cireșe, alea mari pietroase, spre negru așa. Spre negru, da. Alea aș mânca basculante. Nici din alea nu prea am voie. Adică am voie, dar cu măsură. Da, din alea albe ai voie? La fel, tot cu măsură. Dar mă atrag mai puțin. Astea, roșu spre negru. Și pe urmă, sigur, mănânc mere, pere, ok, panere, fără mari probleme. Și sunt fan... Perele cum să fie? Scuză-mă că e important. Tari și nu foarte dulci. Și tari, în orice caz, să nu fie mălei. Exact, dar aia este ceva îngrozitor. Para aia moale, exact. Și îmi plac foarte mult lucruri din categoria fistic, alună. Păi sunt fructe. Și eu am mâncat niște fructe astăzi pentru fibre. Caju, o pungă din alea uscate. Doamne, prune uscate. Da, la mine e cu complicații. Genial, prune uscate, știu. În mâncărurile... Dar la îngrașă de nebunești. Îngrașă, dar în mâncărurile astea marocane. O bunătate. Cu tajină, de exemplu. O tajină de pui. Iarăși am ajuns să ne place. Și cu alune. Dar încolo de fructe. Dar știi că fiul meu, nici el nu e mare mâncător de fructe, dar la un moment dat când eram mic copil, i-au plăcut niște prune uscate pe care le-am luat reține. Când eram noi la Câmpul Lung și acolo sunt multe magazine care au de-astea. Erau prune uscate, le-am cumpărat în primăvară. Apoi îți dai tu seama de când erau alea uscate. Adică erau din sezonul trecut și oamenii aia mai rămăseseră, le-a scos sezonul. Și am mâncat, ăsta le spunea bomboane, că erau bune, erau dulci și am zis, mă, mănâncă copilul așa. Deci am mâncat multe, cred, că n-am să lui niciodată că eram la o casă de vacanță acolo și stătea, era mic, adică avea 1 an, 2, așa, și am mâncat prune uscate dintr-o pungă din aia până când la un moment dat l-am auzit. Că a zis că nu mai pot. Și mi-am dat seama ce nu mai poate el. Până când să-l duci la baie, deci trebuie să-ți închipui scena. Că era copil, era dezbrăcat tot. Intervenția a fost tardivă. Intervenția a fost tardivă. Am râs cu lacrimi, știi? E un moment pe care l-am consemnat. Mai am o categorie de fructe. Fructele cărora eu le spun medicinale și pe care le mănânc de nevoie. Și aici intră afinele. Da, că ți se dau. Care cică-s bune. Cică e un mare cică. Eu mănânc câte o cutie din aia. Nu îngrașă, nu rău, nimic? Da, nu îngrașă. Și-ți plac? Deci, da, mănânc afine. Și mai există categoria fructelor care nu-mi plac în starea lor naturală, dar pe care mi-ar plăcea să le găsesc în prăjituri. Și aici, cap de serie, este vișina, pe care eu altfel nu mănânc. Că e cam... Acrișora măruie, tarta ar fi bună dacă ar fi, dar nu e. Cum a zis Petre Daia, eu acum dacă plec, nu știu ce o să fac, dar nu plec. Asta ar fi, și am văzut la Pacheria, mi se pare că îi spune, o brutărie, oarecum vis-a-vis de Digi, pe panduri. Am văzut niște tarte cu, nu niște cheesecake rotund, așa, cu vișine. Păi știi cum, așa m-am ținut cu mâna dreaptă de mâna stângă să nu bag mâna în buzunar, să nu cer. Că păreau delicioase. Atunci le scosesesc, la un caburindă. Mai trebuia să stau un pic. Mai trebuia, așa mi-am zis și eu. Eu am mâncat, cred că cel mai bun lucru pe care l-am mâncat în materie de fructe a fost mango în Cambodgia. Păi ce gustare! Senzațional. Deci, dulcișor, așa, nu? Nici nu pot să zic, nu, mango e dulce, ce e dulceșor, dulce. e dulce. Și sunt acolo niște oameni care vând la marginea drumului, ca să-ți dai seama cât de mare e afacerea și pentru ei, costă $1 un fruct. $1, adică mult, așa e, $1, dar ți-l taie, ții mâna într-o pungă, ți-l taie, ți-l face bucăți așa și pe aia îți dau un fel de scobitoare. Este cea mai bună fructe pe care am mâncat-o vreodată, nu există, este cop perfect. Aici normal că noi trăim în Europa, mango trebuie să-l mai ții câteva zile să facă în casă. Nu? Acolo este exact în momentul ăla când trebuie, cum trebuie, ce trebuie. Deci aș fost în stare să mănânc toată ziua numai din aia, rugam pe oameni să se oprească să mai iau eu un mango din ăla, așa, ce mi-a plăcut, nu țin minte să-mi fi plăcut altceva. În perioadele când raporturile familiale devin ostile, mi se dă rodie. Rodie? Da, exact. Eu evident că nici nu știu cum mănânc rodie, nu știu ce trebuie să faci. Precum câinele, să nu le mesteci. Moșinele și scuip la sângurea. Nu, se scot sângurea acolo, ți se pun, dacă există cum se cădene, se bate fructul ăla, se țâpă afară sâmburii, se pun pe o farfurie și se spune na. No. Și atunci ești lenghiți, ca pe medicamente. Da. Acum să știi că, de exemplu, la noi... mai place ceva, scuză-mă, mandarinele alea cu coaja moale, care se desfac ușor. Păi și întreb, doamne, n-au sâmburi. N-au pentru copil. Da, fără sâmburi. Eu zic, pentru copil și mofturos copilul și le refuz. Pentru mine, evident. Da, niciun copil. FFF dulci. Mandarinele nu mai plac de când am băut odată un suc de mandarine de ăsta chimical, că există așa ceva. Și mi-a rămas un fel de... Dar și prețul de mandarine e bun, să știi. Portocale mănânc numai iarna, dintr-o chestie care a fost setată în creierul meu. Știi că pe vremea comunismului nu erau decât iarna. Stădea sindicatul. Și mi-a zis maica mea, zic, bă, dar de ce mâncăm portocale iarna? De Crăciun în special. Când băgau ăia acolo. Păi acum să fac în țările calde. Ceea ce era explicație absolut logică. Adică în mintea mea, portocalele vin din Africa, acum e cald în Africa, s-a băgat și aici. Normal că în restul timpului nu o să fie. Mare minune după anii 90 când am văzut să vezi că portocalele vin și vara. Bă, dar de unde vin ele vara? Că eram deja adult. De unde vin ele vara? E tot cald în țările calde? Aha, sunt mai multe țări calde. Da, sunt mai multe țări calde. Ce să vezi? De ce era sărăcia? Și bananele alea lăsate pe ziar sus. Să se îngălbenească. Să se coacă. A nu se mânca portocale pe Via Barberini. Luat din pom, sunt amare. Adică cine vrea de acolo doar strică peisajul. Și în Spania la fel. Da, sunt amare, le-am văzut în copac și am zis, bă, fi vreo rușine. Să vezi ce a făcut Mari la Cum vă place. Stai că trebuie să trecem pe aici pe la Cum vă place un pic. Ceva cu afine. Nu, aia ar fi îngrozitor din câte mi-ai spus. Cred că are și cu afine, n-am stat să verific acum, dar am văzut ceva. Ia, spune-mi. Gutui însiropate. Rețetă tradițională din Turcia. Așa. Dar se face și la noi mâncare de gutui. Da, asta e desert. Deci are... deci gutuia este însiropată probabil cu sos de zahăr ceva. Are pus aici niște frișcă, niște nucă, un pic de mentă. O demență. Și de ce îmi spui mie de asta? Pentru că are cuișoare. Am voie mentă, și cuișoare. Cuișoarea e voie de aici. Și am mai făcut ceva ce n-am auzit în viața viețișoarei mele, dar acum chiar sunt curios să încerc. Nu știu dacă ești curios, dar nu știu în ce moment al grătarului să fac asta. Există fructe coapte pe grătar. E posibil așa ceva? Există și o poză. Păi, nu știu când îl pui, înainte sau după ce pui slana? Eu asta la mine aici e. Varianta în loc de... Deci zice aici, caramelizate în zahărul propriu, fructele coapte pe grătar capătă o savoare aparte, diferită mult de cea a fructului proaspăt. Multe dintre fructele coapte se pot mânca atât calde, cât și după ce s-au răcorit. Le puteți mânca ca garnitură, lângă carnea friptă, în salate răcuroase cu brânză sărată, dar și ca desert. Pot fi puse lângă înghețată sau stropite cu sos dulce. Ce se pune pe grătar? Prună, pepene roșu, pere, mere, ananas, caise sau cum se zice în Banat, caise. Caise, da. Piersi și nectarine. Dar știi că cel mai bun fruct, după părerea mea, tot caramelul e. Da, clar. Carne de porc. Caramelul. Da, și carne de porc. De asta, caramelul cu un sărat e chiar da, mai bun. Pus peste carne de porc. Asta mi se pare și da, cu o dulceață, cum se face înțeleg. Înconjurătoare. Da, da, înconjurătoare, da, da, și cu o frunză, da, de salată. Da. Aia, a, aia cred că ne-ar satisface. Frunza de salată, frunza te echilibrează. Salată, da, da, da. Pe vremuri mama făcea compot. Mm-hmm. Știi cum să faci? Știi cum se face compotul, bănuiesc că nu e mare. Păi nu știu, da, tehnologia, le fierb cu zahăr, nu știu ce. Hectolitri de compot, da, îi plăcea foarte mult, și de la gheață. Se puneau în sticlele alea, dar știi, era o tehnologie de fierbere în care sticlele alea se puneau în cazan. Ai văzut odată asta? Mm. Într-un cazan de la care se mai făcea leșie, să mai fierbeau, nu știu ce, era același cazan. Da. Se punea cu apă în cazanul ăla și se fierbeau încă o dată în sticlă. Deci da, compotul sau gemurile sau alea fiind în sticlă, mm-hmm, și să fierbeau și pe aia se țineau cu o pătură deasupra și să puneau un celofan din ăla așa, aha, care se prindea cu o sfoară, okay, asta și trebuia să fierbea până când ăla intra, da, un pic, da, 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 înăuntru, da, da, așa, ca să țină, da, un pic de vida acolo. Da, da, da. Ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte că mă punea mama să pun deget, să țin degetul acolo când lega, da, și da, făcea noduri, ceva de genul, da, ăsta. Da. Dar niște gem de prune cu nuci în el? Băiete. Nasol, da, da. Nu să faci, da, așa cea. Dulceață. De prune verzi? De verzi? Prune sau de struguri în care se bagă singure de caisă. Sau cum se spune în Banat, de caisă. Da? Așa ceva ai încercat? Nu, aveam competiție, era concurență în Lugoj. Tu crezi că la noi, la Vaslui, da, s-ar fi putut face vreodată dulceață din struguri? Păi mă gândesc, nu știu. Serios? Nu-i păcat de Dumnezeu, adică... Dar nu făceai din toți. Păi da, chiar din mea care era. Doar așa am început emisiunea. Ăla a fost cu incidentul. Purtam, okay, face-ul și n-am, da, auzit. Da, da, cu bancul, da. Exact, da. Mm-hmm. În fine. Asta a fost... Aproape asta a fost, da, pentru, da, astăzi. Ne-am făcut și datorie față de fructe. Nu revenim asupra lor. Le mai reevaluăm din când, da, în când. Da, 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 în funcție de, da, frișca înconjurătoare. Sigur că odată o veni iarna și ți-e dor de un pepene, pepene murat. Mai știi cum să faci? Da, nu știu cum să faci, dar de mâncat am mâncat. Am mâncat, da, săptămâna trecută niște mere murate cu conopidă murată și cu asta. A, conopidă murată. Băi, senzație. Da. Deci ce a fost, nu știu mere dacă erau de la maică mea sau de la soacra mea. Uh-huh. Și cu un pic de piper, cu atingere, așa, de piper acolo și cu pies. Uh-huh. Genial. Genial, n-a zis. Da. Sigur că erau lângă friptură, că doar nu le-am mâncat, așa mi se pare. Firesc, așa, de cum sine, să mănânci? De sine stătător. De sine stătător, da. Și câte un strugure pus la murat, aia am văzut. Știi? Ok. Strecura strugurile pe acolo și scos. Nu l-aș chinui așa. Mergi, mergi, mergi. Da. Și dacă, fii atent, dacă e pe sărat, poate să-ți dea și ție, că e murat. Zici, băi, e murat. Strugure sărat, ai struguri. E un pic așa, da, murat atins, rămâne dulceața aia acolo, dar și cu un pic de sărat. Dacă strugure trecut prin caramel sărat. Imaginația, așa, da, 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 da. Începe săratea masă, da, da, da. E bine. Cam asta a fost pentru astăzi. O să fim live pe 20... La ora 19. Cred, nu? Sau 19.30, vedem. Da, vă anunțăm pe Facebook cum puteți veni, pentru că o mână de oameni, nu exagerez când spun o mână, vor putea să vină alături de noi în București, să stăm de vorbă, da, cu toții. Spunem la momentul potrivit și unde. Putem spune de pe acum, la Artmark. N-am spus niciodată. Îmi cer scuze că n-am spus, am trăit, da, cu credința asta. La Artmark se va întâmpla acest eveniment. Da. În plin centru. În plin centru și între cele mai frumoase tablouri. Oh, da, 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 într-o clădire absolut spectaculoasă. Superbă, da, și le mulțumim oamenilor de acolo că ne-au dat voie să facem lucrul ăsta. Cred că va fi foarte, foarte interesant și foarte plăcut. Like, share, subscribe la asta. Dați-l la cât mai multă lume. Asta ne-am bucurat foarte tare. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă! Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.